Sperie și pisoiu Bună seara, prieteni a libertății Astăzi vom începe o nouă carte Aici la Andodi Suntem în echipă completă și Sperăm cu să vă facem vă... o figură frumoasă Cu <laughs> Costel, cu Vali, cu băieții <laughs> Pe o nouă carte pentru trei episoade. Că e mică de asta, pentru trei episoade. Cartea e scrisă de James Gwartney și uh, are o poveste în felul următor. Ea a fost publicată mai întâi în uh, Statele Unite prin 2005 sub titlul Common Sense Economics. Mă rog, e scrisă de James Gwartney și încă câțiva oameni, dacă vrem să-i instanțiem pe toți. E <laughs> dacă vrem să-i instanțiem pe toți, uh, o să-i caut. Rup, <laughs> o să-i caut Chico. eu la un moment dat. Richard L. Strupp, Dwight Lee și uh, Tony... Somebody. Da, Tony something, <laughs> da. Tony... O secundă, Tony e doar la ediția a treia a apărut. De asta Animintă. o căutăm puțin. H. Ferrarini de la Northern Michigan University și Joseph P. Calhoun, al cincilea, de la Florida State University. Deci ăștia toți sunt profesori cadre didactice, da? Profesori universitari de prin, de prin America. Acum, cartea în sine a fost tradusă și publicată și la noi în 2008 la editura Humanitas sub numele Liberalismul Economic traducerea făcută de profesorul Aligica și cu ajutorul Onor Costel aici de față. De asemenea, a mai fost publicată, republicată prin 2015 de Institutul Cadi cu subdenumirea Economia pentru Toți. Acest ultim titlu, Economia pentru toți, l-am ales și noi ca să, de, sub, sub numele ăsta, o să vedeți titlurile videourilor. Acum, cum o să discutăm cartea? Plecând de la varianta în română, o să găsiți jos un link către aia de la Humanitas, dar nu se mai vinde. O să găsiți jos un link către aia în engleză, dacă vreți să o luați de pe Amazon. Altele, alte linkuri cu ediția a treia n-am găsit. Ideea e că între ediția întâi, care a fost tradusă în română în 2008, și ediția a treia, au mai apărut mici modificări, update-uri de text și așa mai departe. Și, Dar principiile uh, sunt aceleași. Nici măcar principiile nu s-a schimbat, că au apărut două noi. În mare, vreau să zic, Alexander. Dar în mare, principiile economice de care discută da, sunt da. aceleași, pentru că vorbea și Alexandru înainte să începem discuția. E unul și bun, de fapt. Da. Și restul Simba. sunt instanțieri, dar tocmai pentru că e o carte tot așa de introducere în economie, de mână cu Hazlitt, chiar în sub, un subcapitol din prima este despre Hazlitt. <gură> <gură> și atunci, principiu, nu, ăla cu da. neglijarea, uite, efectele secundare. Da. Spoiler. Da. da. <gură> Dar înainte de toate, nu uitați să ne dați like, share, subscribe, comentarii, vedeți unde ne găsiți pe internet și cum puteți să susțineți frumosul proiect. Păi Twitter cam stăm, că telegram se pare că n-am mai... E. Nu mă refer la noi, așa în gen, parcă nu... Parcă -a, a transpirat, da. Cel puțin pe partea de influencerism, că așa vine lumea. Tot bine, uh -huh. dar nu... Pe Twitter mi se pare că este mai activare și abia are ăsta săptămânal, spațiul ăsta săptămânal în care comentează în special ce se întâmplă în Argentina. Ăsta <laughs> <laughs> fiind primul președinte anarho capitalist din istorie. Deci și lucruri care contează, de altfel restul sunt relativ secundare. <laughs> asta e o chestie incredibilă, știi, asta de la... A fost asta al lui <inaudible> sau când a fost și da, Mi da. le-a dat share. Oamenii zic, uite, ne-am fi din noi cu câțiva ani să președintele unui țări, nu doar că dă share mm -hmm. din Rodbar, ci că programul lui se bazează pe... Mm -hmm. Ma... da. Bine, Gabi mai comentează și astea curente, nu? PSD-ul, da. alege locale. Ce... Sunt în... grămadă. Da. Au fost și, o am și în Anglia, când un pompier, pompier a preferat să, să spună unei reglementări și să nu salveze un om din de vânturile... Cătirea uh, de... No comment. da Revenind însă la carte, hmm. pentru cine e... Cui se adresează hmm. cartea în sine? Tuturor, că e... titlul e... <laughs> Economia <laughs> pentru toți. No, why... Uh, what should everyone Everyone. Da. Hmm? Ideea e că bariera e bă, foarte jos la... Deci dacă ai nevoie de o introducere în economie și să zicem că aia a lui Hazlitt a fost s-a dovedit prea lungă, da? Șapte episoade. Iată, încercăm și 3. o variantă mai prescurtată. Are trei. E puțin mai grea a lui Hazlitt. Mai discută niște mai... Posibil. Uh, Hazlitt e destul de subtil în unele chestii. Unele. Da, dacă sindicatul da. e, nu știu. Da, dacă nu știu. În timp ce aici ești mai basic. Ești nu știu, hai să luăm, nu știu. contează sau să intrăm în. Mm. Pâine, Dar înainte mai înainte pâine. de asta de a de zice zici. doar că zice câteva cuvinte despre partea exclusiv românească a cărții și anume cuvântul înainte și introducerea, care mi se pare foarte interesante. De ce? Pentru că sunt un snapshot în timp al unor personalități politice. Da, vorbim aici de Valeriu Stoica și de Teodor Stolojan. Valeriu Stoica a scris cuvântul înainte împreună cu Dragoș Paul Algică și Stolojan a scris prefața. Și mi se pare interesant că era, deci în, în partea aia cu Valeriu Stoica, repet, cartea a ieșit în 2008 la Humanitas. În aia cu Valeriu Stoica vorbește el așa un pic despre crearea de policy sănătos de dreapta Se, vă, vorbește foarte mult despre faptul că dacă ai senzația că vrei să fii centru-dreapta centru-dreapta da? ar trebui să citești cartea asta și să o înțelegi înainte să te apuci să dai cu votul de pereți tot mai era interesant faptul că vorbea despre la vremea respectivă despre crearea unui uh, mare partid de centru-dreapta în România. Care e clar că atunci să gândea să fie prin absorpția PNL-ului în PD. Uh, în, în momentul ăla eram în uh, pd ul 2008. în PNL. Nu, PNL-ului în PD. Eram Era în 2008. Aveai Băsescu președinte, PD-ul la 25%, PNL-ul la 10%. Ok, gata. Deci nu s-a confirmat cu apariția USR-ului? <coughs> Nu, nu prea s-a <laughs> Nu să confirmat cu apariția Ca acel partid de centru pe altă chestie, altă chestie interesantă Acum trecând la prefața făcută de Stolojan Se pregătea la vremea respectivă Cu siguranță se pregătea O reformă constituțională Deci pe prefața lui Stolojan Nu scoate decât din faptul că Statul trebuie Evident, rolul statului Par să fie avocații statului minimal Vorbește Stolojan, despre lucrurile rele care se petrec în România și îți vor spune despre sistemele de sănătate și de educație care n-ar trebui să fie nici gratuite, nici publice, ar trebui să fie private, vorbești de o reformă constituțională, probabil și de asta nu, nu poți, cred, în România, în condițiile Constituției actuale, să faci sănătate privată strictă. Probabil. Nu știu, ah, e interzis, da. e interzis, nu? E educație dacă, gratuită, dacă, e Dacă, Exact, dacă dreptul la educație și dreptul la sănătate să rămâne interpretate în cheia actuală, nu poți face. și tu zici că e dreptul negativ. Păi asta, trebuie să schimbi puțin <laughs> Constituția ca să-mi interpretarea pe care o vrei. Și bine, cred că mai erau la vremea respectivă, încă visau la Parlamentul ăla de 300 și aveau că. Probabil asta era ideea, și vreau să, tra să trag o reformă constituțională. E foarte posibil ca. Mitingurile care s-au declanșat în iarna lui 2009 sau 2008. Era cu crit atunci. Nu, lasă-l pe. No. Nu, 2009. Mitingurile care s-au declanșat în 2009 de susținerea lui Arafat. Apropo de ieșirea al. Nu a fost mai târziu, în 2012? Nu, în 2009 a fost. Uh, ați, a, da, în 2009 au fost și a ținut toată perioada de in, conjunctură politică până în 2012, pentru adevăr. Dar asta zic că e foarte posibil ca <laughs> mitingurile alea să fi avut consecința neintenționată a opririi întregului acest acestui întreg proces de consolidare a unui pol de dreapta în, în România. Nu că era PD-ul de dreapta, dar măcar despre oamenii ăștia am senzația că își asumă ce vorbesc. Adică stoica cel puțin nu e... Asta era o parte bună, Vali, să știi. Gândește-te că atunci a venit Jose Piniera ăla care a privatizat în Chile și Vorbea la realitatea de privatizarea milei, știi? Deci nu vorbea de decentralizare, de centralizare. Nu, privatizarea este. Se pare că era un climat de asta mult mai uh, propice, liberalism, decât acum, decât nu, 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 nu știu, poate era pe de Dizic altă parte. Pe de Dizic altă era. parte, eu pot să spun că. Din perspectiva. Călțura, nu mă refer la partide. Că venea, eu, spune, eu pot să spun așa, din perspectiva lor, care. Au ieșit în stradă. Erau Atunci, în 2009. Era <laughs> că am fost pe acolo. Erau Nu era. Era frica de faptul că uh, regimul pedist în sine era atât de corupt încât privatizarea asta pe care ar fi vrut să o e facă, ba da, privatizarea asta pe care ar fi vrut să o facă, ar fi ieșit nu era corupția PD-ului, ci socialismul mari majorități a românilor. Și a intelectualilor nu era vorba mă că era... Mă te din... Stai, 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 tu zici că, tu zici că era, nu s-a întâmplat din cauza e, e oamenilor lui era frică? Ei ar fi acceptat, dar era pe ul corup. nu mai, nu, nu, nu. Eu nu, zic că nu aveau nicio treabă ce era Dai, de admirat. deci, spune <laughs> așa. Era că oamenii erau mai deschiși. a era... tu nu poți să mai spui așa ceva. Nu erau deschiși nu erau deschiși la privatizarea sistemului de sănătate, din păcate. Adică, acei la nivel de intelectuali. De acei, acei câțiva intelectuali. intelectuali. A. Acum suntem doar noi patru. Și atunci erau 50. <laughs> e, Ce noi? Da? noi, noi, nici nu, suntem nici nu, putem să ne laudăm toți cu. Mă rog, așa da. că. Ca... Nivelul. Deci, faptul că puteai discuta în public despre asta, știi, faptul că. Uite, Stolojan, care, na, era un ăsta important, putea scrie așa ceva. Da, Îl vezi scrind azi, așa da. ceva? ea Dar altul astfel. de nivelul lui da Altul de am. nivelul lui Nu o să vezi nu? Bine, acum ai și un pericol că dacă îți apucă cineva mai Nu poți să deschizi să... O gura, deci să zici, zici la televizor tu, de privatizare sistemului da. de pensii. Nu există așa ceva. Ori atunci asta făceam, venea Jose Pineara și explica, da, asta trebuie. Trebuie, să o, <laughs> trebuie. să, o îmbraci în altceva, ce să mai fac unii, nu? Nu, zic că uh, intrarea nu e a compromisă la anul ăsta tineresc libertarian. S-a schimbat paradigma, știi? Deci de unde ne puneam problema? De ce nu? Să hai să în împreună. De ce nu? A venit UE cu chestii inclusive și a spălat socialismul și nici nu se pune problema. Deci când postează Claudiu o chestie, când zice la exclus, da, nu știu, exclus, nici nu... S-a terminat, da, nici nu discută. Ori atunci era... Un mecanism dacă inclusiv, te gândești sângișii care oricum erau toți și așa au fost și așa vorculișic, iar și ei uh, ascultau, știi? Ia -i... <laughs> Bun, uh, și bă, o un extras din introducere care spuneam, tot vorbeam de pentru cine e cartea, am rezolvat-o costel pentru toți. Unul dintre argumente spune așa că atunci când viața politică este organizată pe baza principiilor democratice, consecințele al analfabetismului economic pot fi dezastroase. Check. Așa e. Persoanele care nu cunosc sursele prosperității sunt predispuse să pună în aplicare proiecte și politici care subminează însă și posibilitatea unei creșteri economici durabile. Check. Așa e. E puțin probabil ca o națiune de analfabet economic să se bucure de prosperitate. Aici trebuie să facem diferența între prosperitatea încă rămasă și nepăpată mm -hmm. și prosperitatea pe care, pe care o creează și o generează ei e, prin e, e prin posibilă. Americanii, da, mm -hmm. sunt varză sau francezii, da, dar nu trebuie. Mai au, mai au șuncă, da. Spinarea lui Jefferson și ce, ce au făcut ei aici. Mm -hmm și uh, scopul cărții este că la sfârșitul lecturii, cititorul va fi capabil să înțeleagă mult mai bine realitatea economică și politică înconjurătoare, să ia decizii mai înțelepte și să participe cu o mai mare competență la dezbaterea și soluționarea problemei lor publici. Doamne, adică... <laughs> adică o să voteze cu cine trebuie în 2024? Da, dacă... da, bine că nu apar mesajele alea, știi? Dar cel puțin știe. Da, măcar, mă, măcar știe să, in, să interpreteze dintre socialismele care sunt aruncate. Ce să caute, uh, da. știi? Păi cred că o să caute după... Ia să vedem, cine, îndeplinește criteriile astea din carte. Ia la rând, PSD, PNL, USR... Da, dar to tocmai asta e... Nu știu dacă îi rămâne ceva. Tocmai asta e ideea asta cu, cu cartea. La dreapta, dar nu e... Să vadă diferența între ce ar trebui să fie centru-dreapta și ce să Îmbracă azi în centru-dreapta. Bine și simplu fac că folosești centru, arată că ești din știi? Dacă cineva te-a luat cu centru, da. du-te în centru. Da, tu trebuie să spui... Nu, dar fii că e și asta o strategie, Costel. Yes, tu spui, spui centru-dreapta ca, ca să nu zică lumea, o, oh, extremistule, Dic mm. cum da. ești, dar da, dreapta da, da. ești extremist. Nu, nu, dragul meu, sunt de centru-dreapta. Cum spie centru-extremist? Adică îți dai arama pe față dacă începi. Da, dar asta înseamnă că deja ai acceptat. Păi, păi e, și ei acceptă. E acceptă tocmai de aia, ca să nu... <laughs> ca să aibă, cine, cine, ca să aibă votanții. Da, ei ca politicieni. Da. Ai văzut cum... Și tu ai dat astăzi un mic discurs relaxat al lui lei, în care zicea, domne, trebuie să vedem și ce e în jurul nostru. Eu pot să mă plâng și să fiu radical, să zic, masa asta trebuie să fie ovală, dacă ea e pătrată, acum e pătrată. Nu putem să ieși, ne ridicăm și să plecăm. De optică că nu e ovală. O luăm la șlefuit, mă rog, mai vedem noi. <laughs> da, exact. Bun. Primul principiu. Partea întâi. A. Partea A. întâi. Zece principii fundamentale ale gândirii economice. La care mai adăugăm două care s-au născut între ediția 1 și ediția 3. Bonus. Și începem cu primul principiu. Vrei stimulentele contează. Corect. Aici e mai e pe clar. larg, așa, stimulentele materiale și non-materiale sub forma costurilor și beneficiilor influențează comportamentul uman într-o manieră previzibilă. Ce e important de aici? Stimulente le contează, și predictibilitatea influenței lor asupra comportamentului uman. Astea două sunt uh, sunt triggerele. De câteva exemple. Deci, atunci când plouă, mai puțini oameni uh, merg la picnic. Când e soare, ies mai mulți la picnic. Uh, deci atunci când prețul unor produse este mai scump, mai puțină lume cumpără acele produse. Și observă de aici stimulentele contează. În într adevăr și este previzibil să anticipăm că atunci când prețul pâinii se dublează, mai puțină lume va cumpăra pâine. Da? Cam asta este. Mi se pare că e fundamentală și de ce nu înțelege lumea? Am mai vorbit de chestia asta. Foarte mulți oameni trăiesc cu ideea că economia este un lucru, așa ca societatea, ca pădurea, e o inerție care duce și, și nevoile de multe ori. Deci, și gândirea asta granulară pe care o tot facem noi, adică noi de obicei ne întrebăm, mă da din ce-i făcut asta? E o, e o abordare relativ științifică. Dacă reușim să dăm și răspunsuri. Doamne ajută, dar de multe ori oamenii zic mă, de ce faceți voi teoria chibritului? Ăsta e un chibrit, nu mă lua cu din ce ai făcut. Păi da, da, vezi de ce nu se aprinde? Aș zice eu. Dar să știi că uite, în filozofie asta a fost și atitudinea care a cucerit cel puțin în secolul 20. Nu mai te întrebi mm. din ce este făcută acea chestie. Deci în mod tradițional da, oamenii își puneau problema asta. Da, e cola. De ce e cola? Păi mm -hmm. are anumite proprietăți mm -hmm. care fac să fie cola acel lichid. Mm -hmm. Gândirea esențialistă, să zicem, vine de la Platon. E în secolul 20 ai avut gândirea asta, în care asta e o falsă problemă. Să te întreb de exemplu, ce este acela un porc? E o falsă problemă, tu trebuie să acționezi pragmatic, practic, încerci să rezolvi probleme. Nu mai există adevăruri universale, totul e contextual, e. Înțelegi? Păi și deci chestia asta e doar de dragul jocului. De ce știți de bine? Aici par mai înțeles. <laughs> mi se pare că simțul comun, omul simplu a rămas mai degrabă în, la partea aia bună, sănătoasă. Mediul academic a împins chestiile astea relativiste. Domne, nu. Inclusiv Popor, na, care uite, zici că e universalist. Nu-ți mai pune întrebarea ce este viteza. Și ce facem asta facem în cu Da, facem cu ea. da. da. Merg cu mașina, nu <laughs> știi. Bă, dar poate vreau să știu ce este timpul, știi, sau... Păi nu, zice Wittgenstein, faptul că tu înțelegi ce înseamnă că e ora nu știu cât, înseamnă că știi să folosești acel semn și e suficient. Bă, poate nu e suficient. Poate uh -huh. vreau să știu ce este timpul. Nu, dar asta ai putea să, ai putea să zici, eu voiam să iau apărarea uh, analizei în amănunt, că lumea zice, vrem să o ducem bine. Nu, asta, ce vrea lumea? Lumea vrea să o ducă bine. Da, da, și acolo zice, vinerea la Da, da, bine, e diferit. Bine, Aha. parțial și tu accepti asta, da, oamenii sunt diferiți. Nu chiar atât de diferiți, că o să vezi că dacă ei sunt 3-4 chestii unde căutate de oameni, știi, deci nu, nu e chiar așa. Diversitatea asta nu e așa de mare, știi să zici. Da, uite, n-a a pierdut cursa gândirea asta universalistă, esențialistă, deci toți se no, uh, 20 de asta am învățat. Nu-ți mai plâng. Deci, deci <laughs> Băi, De ce spui întrebarea? Nu-ți mai Nu, don't, e... don't worry your pretty head. <laughs> Mai oricum, voiam să zic că chiar de la început, ăsta chiar contează foarte mult uh, stimulentele pentru ce acționezi. Pentru că oamenii zic să cumpere tot de aia pot exploatatorii nenorociți să exploateze oamenii. Oamenii vor 10 pâini pe lună. E inevitabil o să cumpere 10. E așa gândesc, da? El o să ducă, trebuie să cumpăr 10 pâini, mor copii după oameni și ăsta mi-a crescut prețul. Un nenorocit. Să mi-l limiteze statul. Da? Pe când dacă înțelegi că s-ar putea să cauți alternative. Facem o să, să forcesc ca și la salariu minim. De ce nu-l facem 80.000 de euro? Da. Cât vrei? Păi vreau să fie, nu, 1.000, păi de ce 1.000 de euro? Că nu te ajunge. A, de nu pe lună, ci pe oră. Domnul înțelege absurditatea, știi? creșterii. Că, na, nu mai lucrează nimeni în România, nu că sau... Auzi, e în, în... Așa și aici cu pâinea, știi? Ok, hai să... el la la com și nu știu. Ok, lasă l să -l, ce prezere. Păi realizează și la... nu ăsta că de altul mai Iese din... Eu aș A. zice așa. Îmi pun <laughs> întrebarea ce este un porc. <laughs> Pentru că unora le este foarte frică de răspunsul la întrebare. Nu știi care a fost pointul că dacă tu ești Explică, asta, asta explic e, că filozofică costele dacă tu a, uh, <laughs> cauți un răspuns, deci <laughs> ce înseamnă o problemă pază lui în limbajul bază e o problemă în care are o soluție. De exemplu, întrebarea ce este un porc, un paradigma esențialist, are o soluție. Poți să Are animal, nu Îi dai proprietăți, și așa, nu știu, te limitezi de o găină, știi? Ăla e. să asta e găină, știi? Pentru un postmodern sau, nu știu, New Left, asta e deja un... o de de fascist, știi? Pentru uh -huh. că o esență, știi? În adevăr, unii... Dar nu cumva vrei să știi în pui uh -huh. în stat totalitar? Păi de unde ai ajuns, da? De ce? eu am întrebat orice e, eu porc. Știm de, unde, știm de unde <laughs> au ajuns la asta. Nu că, că gândești Asta este ceea ce visează ei non-stop. Numirea un act de putere, tu numind porbu, cauți categorii prin care să domină. Doare ca putea fără că nu întrebam ce un porc. De fapt, ca să o și explic, răspunsul este așa că dacă tu găsești răspunsul corect la întrebarea ce este acela un porc, ai stabilit o metodă de cunoaștere sau de, obține a cunoaș de obținere a cunoașterii care te face Imposibil de controlat de cei care ar vrea să te controleze folosind filozofia relativistă. Revenind la stimulente, mie mi se pare foarte uh, important aici că autorii fac uh, diferența, pentru că tot aud discuția asta și confuzia asta. Domne, economia e ceva cu. Formule, cu chestii, cu e pe bani, e măsurabilă, e nu știu ce. Și ei spun nu, nu e. Postulatul fundamental în gândirea economică e exact asta: că beneficiile și costurile personale ne influențează deciziile într-o manieră previzibilă. Și aici eu aș mai introduce un. Aveat ei, lasă așa la nivelul simplu, ceea ce e ok pentru o analiză de nivel simplu, dar de fapt este percepția da. beneficii asupra beneficiilor și costurilor persoanei. Mm -hmm. Asta este ceea ce influențează decizia. Care adică, poate fi eronată. Exact, exact asta e ideea, că poate fi, poate fi eronată, că lumea zice, păi da, lăsăm toată lumea să facă nu știu ce, și de ce iese prost. Uite, vezi, nu e, nu e adevărat, nu e corectă economia, dar nu, nu, că e vorba de percepție și percepția omului e failibil percepția poate să fie greșită. Sau poate să explice de ce un om a luat o chestie pe care tu n-ai prefera-o, dar el o preferă. Că a, e percepția lui. Îți o alegere. Uite, mie mi-a plăcut aia cu că dar mai ușor să salvezi un copil, nu știu, dintr-un bazin decât mm -hmm. din data Niagara, știi? Adică tu îți faci un calcul de... Da, și că ei este... Da, nu, dar ce, ce spune acea... acea propoziție, ea scoate în evidență faptul că e irelevantă calitatea omului. E irelevant dacă ăla este un altruist sau un egoist. Indiferent dacă e altruist sau egoist, e mai probabil să sară în piscina de un metru ca să salveze copilul decât în cascada Niagara ca să salveze copilul. De asemenea, spune el, în mod similar, pentru amblii, probabilitatea de a oferi un nevoiaș lor vechi și a le păstra pe cele noi e mult mai mare decât aceea de a oferi hainele noi. Iar stimulentele influențează deciziile luate cât și de unul cât și de altul în același fel, chiar dacă ei în sine ai zice că sunt două poli opuși ai mai putea forța să spui că e la care nu prea se bagă, știi în Niagara se aruncă, știi? De... Știu, dar fac calculul. Da, e vorba de percezi. probabilitate. Da. Unde e mai altruistul, probabil să sară? Altruistul, din definiție, la sacrifică la sută. Ăla se sacrifică, da. da. Indiferent da, dacă se zice... spune că și la el stimulentul. Nu, ăla... stimulentul, domnule, de ce sar? Păi să Ăla ar fi un, un altruist patologic deja. <laughs> dar... Da, autentic. Dar, treaba lui. Ideea <laughs> e în felul următor. Pentru un altruist, da? despre care nu știi nimic altceva decât că este altruist, e corect să spui că e mai probabil să sară în piscină să salveze copilul decât în cascada Ah, chiar și el are... Chiar și el... Asta, that's the point. Gabi, avem un punct. Dar și aici eu am o asumție legată cumva de cum sunt oameni. Că dacă oamenii sunt toți altruiți de la mare de tot, nu mai, nu prea mai dileme. Și că ei vor sări. cum era aia cu Dinu păturică când îi zicea lui Andronach pentru tine băi, eu intru și în flăcăști. <gântu -i> ai, da, da, numai că dacă ai cunoscut o sută de oameni îți dai seama că spectrul distribuției altruismului e destul de în linie cu ceea ce ne gândim noi. Nu, Mai, da. Gavi. Iar dacă, deci, e posibil să să avem o populație pe planeta Pământ de altruiști care se sacrifică în orice moment să în să sară în Iagara, însă nu i-am mai numit altruiști. Am așteptat ceva de genul să descopere teleportarea și nu știu ce, să se arunce, să facă experimente în, nu știu, în lui soarelui. Corect. Ceva de genul Deci oricum... însă faptul că, există, mută limi, Asta, e, asta e o altă chestie. Însă și faptul că există categoria ca definiție înseamnă că ei nu sunt medii. Da. da. Alfa ar fi fost normali. Da. da, ar fi fost normal. Un om normal face cutare. Da. Avem o e... Probabil că oh. suntem foarte altruiști toată planeta, toată populația oamenilor. În Că dăm Ai second hand, știi? Poate unii din altă, de pe altă planetă ne-ar considera, uite, deci altruismul, Da, zice hai, de că dai second hand, nu le dai pe alea bună, știi? Da, asta convenția, știi? Ori mergea de pe cum e omul și așa cum e omul, e clar da. că nu este altruism. Deci altruism e la care e. Auziți, scurt, e? Dacă, dacă ai un exploatator care vrea profituri într-o lume în care toți ar fi altruiști, ar da mai mulți bani special? Toți ceilalți, nu? Bine, păi nu, în, deci ai avea... Nu știu ai, ăla care vrea deci profituri, ai lumea, dacă ăla e altruist dai, sau nu. Ai lumea, ai lumea normală de acum, a? unii care ci că sunt exploatatori. Lumea mm -hmm. zice, ăsta e un egoist. Și eu zic invers. Dacă toată lumea ar fi normale altruiști, și -ar în, nu știu de ce ar fi altruiști, ar înțelege că lui ăla îi trebuie profituri ca să meargă firma înainte? iar da mai mulți bani? No, Așa da. Cred că prețul la a ce își dorește acel exploatator se va reajusta știi în funcție de că n-ar mai fi exploatator invers mm. deci acum ai mulți și un exploatator și no, fără... mulți altruiști și unul care da să nu merge pe toleranță ok ești tolerant îi păi permite și chestii yeah. foarte mm. intolerant, știi de? Yeah. la fel și cu asta a ah, deci tu ești cu empatia cu cancer cu Păi, acest milionar are nevoie de <laughs> banii trebuie <laughs> Tu fiind altruist, tu zicești, păi sunt o altruist. Ok. De cartea omului. Da. Avem și alterarea motivațiilor normale. de aici un exemplu autorul Uniunea Sovietică. Atunci când se făceau erou al Revoluției Socialiste, când produceai cantitate mare de sticlă, ăștia o sticlă așa de grosă că nu mai vedeai prin ea. Nu, când produceai, produceai, tonaj de tonaj sticlă, de da, sticlă. De se, mătura, se, măsura sticla, era, când era eu... problema cum se măsoară sticla. Cum măsurăm că ăștia au făcut treabă multă? Da. în la să zicea, la tonă. Să zicea la tonă, da? Câte tone de sticlă produce uzina noastră. După aceea au schimbat-o, că au văzut că iese aiurea, au zis la metru pătrat. Deci, cea mai mare suprafață de sticlă. Că voi au ceva așa de subțire să se, se la... Când dai cioc-cioc pe ea. Ce e, e important din principiul ăsta este că dacă ați auzit de legea cererii și ofertei, da? aici e, de da, aici vine. Da? Legea cererii și ofertei spune că dacă să produce, dacă ai, spre spunem că ai un punctul a cerere de un produs și ofertă de un produs, Legea cererii zice că dacă îți crește cererea în raport cu oferta, o să crească prețul. Dacă îți crește oferta în raport cu cererea, o să scadă prețul. Iar prețul în sine tinde să caute punctul de echilibru între cerere și oferta la care se maximizează tranzacțiile. Acum, de unde vine chestia asta? Păi, lumea vrea bani. Sau vrea, sau vrea satisfacerea de nevoie. Unii vor bani, unii vor satisfacerea de nevoie. Dacă vor satisfacerea de. dacă sunt mai mulți care vor să satisfacă o nevoie, atunci trebuie să apară raționalizare pe preț. Că altfel nu avem cum. Și apărând raționalizare pe preț, prețul fiind. Ce informație. <laughs> informație, că tu ai zis sub asta, dacă asta, da. e, asta e bă, firul roșu al întregi, întregilor principii, că preț conține informație. Prețul fiind informație, te spune alora că, uite, e o ocazia să producă mai mult. Îi, îi îmbie da? Să producă ceva mai mult. E informație și motivație, zicea Fried, uh, Milton Friedman, adică ce mm. motivează. Uite. Da, corect, da. Pe când dacă nu mai ai prețul ca motivator, ci ai... Uh, timpul liber. Sau? Timpul liber, da, dar mă rog, în Uniunea Sovietică era acea insignă cu erou al Revoluției Socialiste. Ieșeau, și nu banii, da? Ieșeau aberații din alea cu sticla Eu groasă. cred că avem în vedere schimbarea naturii umane, știi? Că om, 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 a no? primii la început de... Oh. Chiar și Mars. Posibil, dar se poate, se poate. Dar mai avem și exemple aici socialiști din uh, Statele Unite ale Americii. Da? Avem Maica Tereza care vrea să ajute săracii din New York. Vreau să facă într-o clădire cantină. Da. Ăștia au pus niște condiții, trebuie să o să îi faci așa și pe dincolo să fie frumoasă, igienică. O costau și a zis decât să dau banii ăștia pe visele voastre de socialiști, mai bine cu banii ăștia am adus și ajut săracii săraci în altă parte. Pentru că pentru mine tot o analiză de cost și beneficii. Da? Costurile mele să fie cât mai mici și beneficiile să ajungă mai mult săraci. Și atunci mă duc în altă parte. Da, uite, vezi, asta a fost. Ai, ai aici distinția asta. Deci, mai ca Tereza, în exemplu, Beneficiul beneficiu era ajutorarea... Numărul de, de săraci ajutorați. Da. Alți oameni au ca beneficiu să producă mai multe chestii. Da, adică, adică să explicăm mulți... profitul. Da? Nu se produce. Să câștigem mulți bani. Nu știi că cineva o să sară. E ca Tereza n-avea profit. Păi, C și mare tific, parte da. din... Da. Nu, dar și mare parte din firme reinvestesc profitul. C și firma aia face mai multe chestii mai ieftine. Da, mă rog. We're getting ahead of ourselves. Plus <laughs> că mai e pe ideea asta de profit. Deci, când vorbim e? de beneficii și costuri personale, Maica Tereza avea și beneficii și costuri personale, pentru ce făcea nu de altă era tot om. Principiu 2. Nimic nu este gratuit. Trăim totuși pe o lume în care lucrurile nu sunt infinite. Da? Avem infinit de nu știu, aur și număr infinit de tone de gru. De, într-o într cantitate limitată. Trebuie să luăm și lucrul ăsta în calcul atunci când uh, luăm decizii în viață. Și felul în care presupune socialismul să rezolve problema asta, asta este e. asamblăm un uh, comitet, o comisie <sus> de analiză e da? democratic și uh, stabilim cât, uh, voi, ai, cât uh, voi ai tu să consumi în produsele patriei. Punct. A, trebuie mai mult? Par rău, tovarășe, n-ai cum. Atât, asta e rația. Atât. În același timp, în același fel, se iau hotărâri de a face tot felul de prostii cu orice preț. Nu, Aveau comuniștii, chestiile astea făceau și și-acum dacă te uiți. Cred că, de fapt, o să vorbim și mai încolo, dar ai genul ăla de calcule în care cineva o să exagereze, nu se mai uită la prețuri. Deci, net zero, o agenda net, net zero. Deci, în pandemia da, a avut asta. Mai, încă, mai încolo, da. Pandemia a avut asta. Păi, da, se duce e cu economia. Dă un col, te mai gândești la economie. Da, te da, da. Bun. Revenind la nimic, nu e gratuit, așa cum a zis și Gabi, este o realitate că resursele productive sunt finite. Și, pe de altă parte, dorințele umane sunt practic. Nelimitate. Ce înseamnă practic? Asta e ca la matematică. Există numere mari, numere foarte mari, infinitul, și mulțimi care sunt, din aceste numere, unele sunt măcar numărabile, altele sunt de neconceput, de mari. Da? Așa spunem și noi, că sunt practic nelimitate. Nu știm dacă sunt nelimitate, că infinitul nu poate să fie atins, să pui mâna pe el, să zici așa e. Este. Există teoretic posibilitatea ca într-o societate umană cândva în viitorul depărtat să poată să fie satisfăcute toate nevoile. Teoretic. Din punctul nostru de vedere de economiști, așa ceva pare imposibil. Dar teoretic există. Așa că spunem că ele sunt practic nelimitate. Și obțin în practică, nu putem să ajungem acolo. Dar mai este o resursă pe care nu știm sigur că este limitată, și deci, anume timpul. Atunci, și când pe Ăsta poți să-l rezolvi, de moirea, de, da, da, da. de nemurire. O mie de ani trăiești. Da. Da. Păi asta, Rejuvenation. Mătăresc. Nu! No, și dacă -ai vine nemurit, acum, tot da. găsești. Da. Tot găsești. Nu. Și după aia zici, păi nu, că ești doar tu. Clonăm. Găsești. Ce găsi faci asta, dacă vrei să zicem să fii... Într-un loc în... În aceea zi, când te în New York, vrei neapărat să fie acolo. Mai, match. Da, mai e și un meci. Da, mai un meci cu Real Madrid în. Fiat, Arabia facem, facem clone, ale căror memo care se duc să experimenteze ca și cum ești tu, De. și după aia, într-un moment uh, viitor, absorbi memoriile și le integrezi ca și cum ai fost acolo. Am înțeles. Deci, Am înțeles. De dar, poate eu vreau cum, nu? Ce? Până vine. La la vrea, ah, da, A, da, e ca la, e, ca la, e ca la, premiere. Păi da, da, eu vreau să fiu atunci pe loc acolo nu să iau niște da nu știu Da, da, da. E păi eric. da, ești acolo, că ești prin clonă. Și clona ia fix deciziile pe care le-ai luat tu. A. Ah. It's nice, ok. Mm. Like. E tot Da conservă. Tot <laughs> la <laughs> și... <laughs> nu da, uite, ne uităm și la cum e omul. E, într-adevăr, își dorește. Tu când vorbești de asta nelimitate, dorințe nelimitate, omul se gândește acolo, păi să mănânci nu știu câte și orme, Nu, poate fi dorința de altruism nelimitată. Am ajutat, nu știu, delfinii, acum ajut nu știu ce, tot timpul tu vrei să ajuți altruism fiind. Da, 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 o să zici, da. hai să colonizăm planete, hai să... Ceva, să tot mută mai încolo. Asta e, ar fi ideea că sunt nelimitat. Da, și dacă ne gândim la cum e omul, pare să fie ceva de genul ăsta să tot... Să nu se mai satură, știi? Să... Da. Ne-ai văzut la, în lista Fiecare? lui Schindler. Și a verighetat -a, a -a, sa trebuia. -a. Da. Bine, da. dar aia fie, voia da? să arate că erau bolnavi. Că voia să ia tot. Uite o chestie care se întâmplă de obicei. Avem sigur în jur oameni care, cel puțin eu am, care zic ce ciudățenie de lume trăim când există resurse pe planetă ca toată lumea să o ducă bine, să nu mai existe sărăcie, da? dar sunt împărțite. Deci nu sunt fix socialiști de ăștia care ți-ar lua cu forța, dar li se pare așa no, că e păcat. Radarul să, meu să, de să, comunisme începe să, să știi că da, începe să da, ții da, Nu că încet. nu zic eu, stai să vezi. Deci ai, da, da. <coughs> Și răspunsul meu la oamenii ăștia este foarte bine. Mă bucur că observi că ar exista resursele necesare ca toată lumea să aibă tot ce mânca, de exemplu. Toată lumea de pe glob ar avea ce mânca dacă ai împărți corect resursele. Răspunsul meu la chestia asta este unde s-a ajuns la nivelul ăsta de producție. Că Dacă n avea structura de stimulente în care unii voiau să. Da. Să câștige și să. Nu zici, hai să mergem pe logica ta, hai să da. distribuim după nevoi. Să uh -huh. vezi că nu mai e pâinea. Aia da. Care ți, să părea că nu se mai tine. Nu. Deci dacă facem ca în România pâinea să fie produsă prin altriți, nu mai găsești pâine. Da, mai găsești. Sunt oameni, am pace. O să aibă altfel de profit, da. o să aibă reputații, o să fie super pâinea lui, nu. nu știu cine. Da, dar nu mai găsești pâinea aia pe bani, în care ăla câștigă bani că tu aducești. Da. Nu -o mai. De ce câștigă bani? Pentru Bernie că... Sanders crede că e tot acolo. <laughs> da, <laughs> da, da, Inerția da. aia de care tot zic da, eu. Hai, to să le hai să întoarcem la conținutul capitolului. De ce câștigă bani? Pentru că resursele alea care s-au fost mobilizate ca să facă pâinea ar, put, ar fi putut fi mobilizate ca să facă altceva de ele și practic costul lor reprezintă toate acele lucruri care nu se fac. E puțin, e puțin contraintuitivă ideea. Domne, ce mă costă? Da, dar dacă stai să te gândești pentru tine, ca om, îți dai seama. Domne, ce mă costă dacă stau să beau până la trei noaptea într-un bar? Ce mă costă? Păi te costă banii din buzunar. Da? Și te costă a doua zi somnul. A doua zi când te trezești dimineață, poate mai costă și un emetiral, vedem. Să că... că... mai poate, dar am rămas șocat că la, maga... la magazin, l-am la... văzut. Uh -huh. Și acolo scrie și pentru ce e, știi? În caz că nu știi scrie mare pentru ce? E. Pentru revenirea de mahmural. Așa. Deci ce te costă tu când alegi să îți petreci acele trei ore sau 4 ore sau 5 ore în plus în club noaptea, te costă orele de odihnă de a doua zi sau claritatea gândirii tale pe parcursul zilei următoare. Da? Le sacrifici pe alea ca să le consumi pastea. Da? E foarte ușor de înțeles. Atunci când primești un beneficiu, plătești cu ceva. În cazul cel mai bun pentru tine, plătești doar timpul folosit în un caz enjoyment foarte, ăla, Un caz foarte, ala, ala foarte e, rău, e cel mai scump. Ăla, e, e cazul cel mai ieftin. Trebuie efect. să consumi în club, nu știu dacă te lasă iapă. <laughs> Doar <laughs> timpul. păi Auzi? și că vă oferă timp. Nu, dar uite, a zis Gabi, că nu poți să fii în mai multe locuri. Nu poți să alegi mai multe lucruri deodată. Ai conceptul ăsta la economie, costul de oportunitate și pare așa ce Dumnezeu e asta sună, wow ai putea să-i zici costul în oportunități. Da, să nu, ca să, să da, lucrurile stai la e care Da, lucrurile exact. la care renunți. costul o, -o colaj. De ce? Renunț. Pentru că resursele... Nu, dar nu e numai asta, e ce, ce, ce n-ai ales. Da, la bani sunt o chestie la care renunți. Chiar renunți. pentru, renunț, da, pentru că renunț resursele la... se consumă în activitatea respectivă. Nu, de e visul ăla al oamenilor cu ce n-ai făcut, dacă, dacă, dacă luam altă cale, de fiecare dată dacă când alegi ceva... Pepsi, nu de da, acolo. Da, exact. Exact. Dacă vreau dacă vrea de cale, renunțai la acolo. <laughs> Dar mai sunt unii, niște care mănâncă urmă, știi, și zic pe... e bine mâncăm prăjituri sau nu știu ce știi. știi. <laughs> Aici un... e ronat... un <laughs> Deci, Oricum, plus că îți face un calcul, știi, și o de beneficii, așa, și inclusiv la costuri. Asta se vede mai ales la oamenii de afaceri. Am făină, am apă, am drojdie, mă rog, da, așa. Să fac pâine, să fac covrigi, să fac chec, să fac tort, să fac... Adică mm. Ai niște oportunități. I -i după aceea să zicem că toți se apucă, observă, nu știu, au semnale pe piață, tort. Toată lumea vrea tort. Prețul e mare la tort. Ne apucăm toți să scoatem profit de acolo, toată lumea face tort, știi, și nu mai face nimeni pâine. Nu mai găsit de pâine și tortul fiind produsul la ordinea zilei, o să avem preț din ce în ce mai mic de aceea. Să are prețul la tort, știi? Cine se apucă și rămâne să facă pâine, da? are posibilitatea să crească prețul. Este și atunci când alegi utilizezi resursele care sunt puține pre a face ceva, trebuie să-ți calculezi foarte bine ne, pre, ce este mai valoros să scot din aceste resurse care sunt puține. Pâine, tort, chec Asta trebuie să facă toată lumea. E timpul meu, de exemplu, pentru mine mă duc în club să studiez economie sau să joc un fotbal, știi? Auzi, pare, mă gândesc de multe ori, că pare că explicăm când avem explicațiile astea de economie simplă. Pare că explicăm așa unor oameni care vor să pună mâna pe, pe, lucruri de bază. Dar ai pe lume oameni care sunt întreprinzători, care te-ai aștepta să aibă nevoie de conceptele astea. Totuși, după aia te uiți că e niște hotărâri uneori, uneori în detrimentul lor. Asta te mă miră pe mine. Te-ai aștepta ca stimulentele de ce bună care carte? Lui. asta de vreau de să zic. De ce lui sau poate antreprenorul nu e atât de tare. Da. Măcar, îl, măcar, îl penalizează piața. Plus a... da. ceea ce spune aici... Îl învață de a... hardware. Nu mai știu în care dintre prefațe, prefețele de care vorbeam, S-a întâlnit omul care a scris pe fața aia cu același tip de an a antreprenor cu care ne-am întâlnit și noi. Spune că nu e nicio garanție om de afaceri să știe economie. Să înțeleagă principiile economice pe care le aplică. Dar, eu zic că economia este, este în orice faci, de fapt. E acțiunea umană. Păi da. Dacă te duci, să zicem și te sună prietenii, hai să mergem la o bere și alți prieteni te sună, hai să mergem la un joc de fotbal, știi? Tu începi să... E hotărâri economice. E, da. Economia începe să-ți pătrundă în sânge și în creier să... nu ca disciplină. Noi da. vali vorbea ca disciplină formalizată cu mm -hmm. principii. Deci ce facem noi sunt niște principii, știi? Da. Da, dar și principiile astea se aplică și acolo. Da. Se aplică și acolo, dar asta nu înseamnă că la știe economie. Te uiți la patronii români și îți dai seama nu, puteși. dar în, înseamnă că ar putea ști asta e ceea ce înseamnă oricine ar putea ști, nu neapărat, muncitorul de, de ce -ar putea, ști, deci dar nu. ar putea de ști toată lumea ar putea ști de fapt tot tot asta știu, e. asta e durerea pe care am mai zis-o noi speră, eu cred că ei speră deci ai două categorii, atent. deci ai oameni care zici, de ce n-ai aplicat aceeași chestie și zice, păi aici e diferit <laughs> și după aia ai alții care fac afaceri cu statul care aplică aceeași chestie și lumea zice, păi de ce nu e diferit? Mă rog, sună, sună alambicat, dar vreau să zic, economia e bună pentru tocmai clienți, în primul rând, și că mai încolo se vedește că ei au mai, mai multe obiecte și mai ieftine, dar și să o știe ca atunci când iau alegeri, dacă e să delege puteri politice, nu știu ce, făcând un om de afaceri dar putea să știe principiile astea și special să ducă, da, sunt bune taxele, că și, -și elimină hmm. concurență, figuri. Dacă le știe. Dacă le știe, atunci ar putea să nu facă special. Nu, pe, îți dai seama că nu trebuie să fii mare savan, că dacă închid da. lui lui lângă mine, eu câștig mai bine. Nu. Da, da. Nu, stai puțin că a citit în Buchanan și a... Nu, Nu, nu. ăla cumpără la mine lumea, deci Dar uite, e important de asta, ce spune principiul ăsta al doilea? Lucrurile costă. Păi dacă tu vezi la în facultate numai că aia e gratis. Autostrada e gratis. Educația e gratuită. E normal. Vine unii să spună asta. A, nu, frate, Sănătate bine. gratuită și locuințe da, gratuite. Da, dacă dreptul la locuire și nu știu ce. Ceva. Un răspuns al lor aia, nu, că pentru ăia, pentru recipienți, iar e gratuit. Răspunsul nostru, da, dar pentru interpretare istorică, poate în câteva cazuri punctuale, hai să zicem. Nu, da, noi nu despre asta vorbim. A, Atunci, că, că diferența e asta, că. E, A, pro, nici acolo nu e prostovanul de... care înghite hmm? că e gratuită, prostovanul poate în care înghite cazuri. că e gratuită, el chiar își imaginează că lucrurile gratuite există. Nu înțelege faptul că altcineva plătește pentru el. Deci, toate resursele, având un cost, prin definiție nimic nu poate să fie gratis. Da? Și de ce au toate resursele un cost? Pentru că e costul ăla de o Putea să facă altceva. Medicul ăla, uh, uh, what's -her -name, asistenta, învățătoarea, educatoarea de la grădiniță, puteau să facă altceva în timpul ăla, în, în loc să-l spele pe ăla la fund, să-l taie sau nu mai știu ce am mai zis, să aibă grijă de copii să învețe ceva, da? Adică nu se face analiză de asta individualistă, stai știi, că la poate chiar e gratuit, că părinții lui sunt birocrați, el a trăit în ajutoare și eu un nu știu ce. Dar Vali zice, nu, La ăla crede ne e ne uite, știi? Da, ce da. le Poți să Chiar și la aia prima se poate specula, da, e o minoritate care chiar primește gratuit, inclusiv săracii, majoritatea săracilor plătesc taxe și nu știa, ai foarte puțin știi, care se fofilează beneficiar net, vrei să spui de da, da, ori ori. Net, da, da, beneficiar net, da, da. Nici, banii nu se duc acolo banii din statului nu da, și uh, guarnii, uh, spune aici, unde ce face statul pentru a strica toată această valorizare corectă, să zicem, pe care antreprenorii au asupra resurselor. De exemplu, atunci când oamenii folosesc păina către altceva, când spre cerere pe piață, și zice statul, vai de mine, nu mai face nimeni pâine, hai să subvenționăm. Da? Facerea de pâine, și atunci distorsionează acest, acest, semnal al prețului și întoarce, să zicem, pe antreprenori spre producția de pâine, chiar dacă nu este cea mai eficientă valorizarea acelor resurse. Da? Bun. Asta în ineficiență în economie. Atunci Din... când ai taxe și și subvenții, lucrurile nu merg eficient. Da. Nu te pierderi. De acord, Există o calitate a acestei subvenții care pe care o putem reîntâlni la unul dintre principiile de mai încolo, dar deocamdată hai să ne uităm la principiul 3. Deciziile umane presupun un calcul al costurilor și beneficiilor adiționale. Sau dacă suntem într la o lecție de economie, marginal. Da. Marginalismul. Aici e uh, discuția. Deci, de simplu. Te duci la pâine, da? Câtă pâine cumperi? Toată. Mai încercăm o dată. Câtă pâine cumperi? Cât îmi trebuie. Ok, cât îți trebuie? Păi hai, păi, și începem. Deci, din, punctul ăsta de vedere, a început jocul, da? Câtă pâine îți trebuie? Păi, câtă pâine îmi trebuie ca să-mi satisfacă nevoia de pâine? Păi hai să începem cu o pâine. Asta îți satisface cel mai mult nevoia inițială, da? Următoarea... Dar veni la pâine. Că, că de asta ai venit la pâine, da? Îți ajunge o pâine? Mi ajunge, da. Bun, îmi ajunge. Mai iei o pâine, la, la strica strict exemplu ăsta. Mai iei o pâine, da, deja a doua pâine. Îți ajung două pâini? Hai. Hai. Deci ce valoare ar avea pentru tine a treia pâine? Din punct de vedere ia ca, din punct de vedere al costului. Mm -hmm. Ia care costă cât? 5 lei. Habar n-am. Uh -huh. Mai o... uh -huh. depinde. Dacă e feliată, e 5 lei. Uh -huh. da? Bun. Deci, prima are costul de 5 lei, o ia. Uh -huh. A doua are cost de 5 lei, o ia. A treia are cost de 5 lei, nu mai ia. Dar de ce nu mai ia? Uh -huh. Pentru că beneficiu marginal pe unitatea de produs, beneficiu Adăugat pe care eu. îl ia el, uh -huh. da? pentru a treia pâine, e mai mic decât 5 lei. Păi da, de ce? Că nu-i trebuie atâta pâine să strică, ce găiește. E posibil nici pe gratis să nu ia. Da. Să care cu da. Sau poate o ia, na, poate, poate dintr-o dată, de exemplu, Hai de, -a -te -a -te -a. de exemplu, de -a -a. exemplu de -a -a. e, posibil că dacă se strică să nu ia, dar e posibil ca Alex să aibă o inimă de aur să zică, eu aș face sandvișuri pentru săraci, dar 5 lei e cam mult. Dacă <laughs> mă dați gratis? Ca să fac să Dar dacă mă dai la 2 jumate, poate le fac. Dacă e oferta și trei pâini la preț de 2. Doar, doar, dacă ai ce să faci cu pâinea. Pâinea pâine în sine, fiind prin natura, e un bun perisabil, deși într-unele spun ația conservanți că... A, nu se mai strică, da. <laughs> că nu se mai strică. Să fidește. Da, pâinea în sine, fiind păi, un bun perisabil, ai o limită superioară, știi, care da. e dictată de o, da, Tu ai dat exemplu din a, că aș face nu știu ce sandwich-uri, păi da, atunci îți crește la loc beneficiu, mai face altceva. Nu, e un alt beneficiu. Da, e un alt beneficiu. E un alt, de ce se, se schimbă, tu folosești pâinea în principal ca să o mănânci. După aia da? e, aha, yes. după aia mai ai și un alt beneficiu pe care l-ai, dar care costă mai puțin decât... Yeah. Ah. Mă rog, și deci ideea ideea de bază asta este că hotărârile e așa un principiu care nu e complet intuitiv. Trebuie să mă gândesc să-l înțeleg. Oamenii iau deciziile exact pe. ce a explicat, Vali, până acum? Pe, o, pe o, încă o unitate e la asta adițională. Ăsta imaginez. E la bucată, nu e. cum zice, goarne acolo. Alegi între a. Totul sau nimic. Asta de, Da. da ale opusului e atitudinea, hai să mai absolutistă de tipul totul sau nimic, în care zici, doar mănânc azi, nu mă îmbrac. Merg dezbărcat pe stradă sau doar mă îmbrac și azi nu mănânc. Ai o alegere absolutistă, ai mâncare și haine și alegi doar una. Alegerea marginalistă e aia în care mănânc în funcție de ce preferință ai, mănânc mai puțin și au haine mai multe sau iau haine mai puține și mai, mai mulți. Dar ideea e că alegi unități. Alegi unități, nu alegi Plus că faci și un cost de oportunitate. Te uiți la prețul între să zicem și pâine și zici uh, să mănânc mai multă pâine față de mai puțină ciorbă și invers, știi? Atunci dacă observ că prețul pâinii este cam mare, încep să mai multă ciorbă. Că e mai nu lucru. e tocmai că nu e asta, e diferența între costul pâinii și beneficiu perceput. Așa da. A, okay. al, aia îți decide că pe fiecare unitate de produs tu ai un cost care e mai mult sau mai puțin fix, dar ăla e văzut, măsurabil, îl vezi cu ochii, și ai un beneficiu pe care tu îl percepi, îl evaluezi la da, ceva anume. Și tu cumperi atunci când percepi că primești mai mult decât decât de cât cât Da. Asta este un e născut, mi se pare că toată lumea are asta e o situație ai realistă aici Eu, <laughs> nu, când aveam în vedere, o să le e situație realistă când era putem la margini, că altfel na, poți avea în vedere scenariu în care da, tu vrei să schimbi toată apa din lume să schimbi toată apa din lumea ta schimbi toată apa, ne putem imagina situații în care într-adevăr faci aia prefer să umblu dezbrăcați să, să faci, dar ideea e așa cum sunt oamenii aleg margini, deci în majoritatea lor e, și uh, asta asta <coughs> ar fi un comportament rațional, economic, uman, cum spunea și Gabi, e împlântat în natura omului, dar toți fac asta. Incorporat. Da? E aproape să nu zic una mare, dar o încerc oricum. E aproape instinctual în, atât de în natura omului. E genul ăsta de comportament. Avem de a face cu comportamentul Opus, da, de totul sau nimic. Bun, și mm. înainte de a discuta de comportament opus de totul sau nimic, mai spunem și că se aplică la orice scară. Deci, cum spunem noi că se aplică la pâine, se aplică și când vrei, vrea managerul să deschidă o nouă linie de producție sau să mm -hmm. facă o altă fabrică sau să construiască niște blocuri sau. Da, deci chestii foarte mari. Da. Adică, și de acolo el evaluează că beneficii pe care îl va primi. La un anumit moment în timp, e mai mare decât costul materialelor care intră în pământ. Opusul acestei gândiri normale este gândirea de totul sau nimic. Și am avut o în pandemie cu politica zero COVID. În Cam care aia, acuma, cu... nu mai contau, nu mai contau cu zero... costurile. No, dacă salvăm bon. o viață, păi o să moară aia de foame. Dacă salvăm o viață, o să se dubleze prețurile la toate produsele. Dacă salvăm o viață, merită. Ok. Merită? Nici măcar nu salvai dacă mă reu, pe altă parte. Nu salva viața. Da, da, mă o, mă, o viață mă punctuală. înțelegi. Mă dar mă, 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 dar mă, mă <laughs> înțelegi. Eu nu De deci ce asta am primit argumentul ăsta în pandemie. Eu nu fac trading de cadavre, eu nu număr cadavrele, nu fac, adică nu păi sunt de, de asta ești bou. De ai proaste. Știi cine ești. Da, da. Dar nu... nu de eu hotărârile proaste, că, că nu numărau da. ale alte eu... care nu se văd hezlit. Da. că, fiind na, situația așa complexă societatea modernă și uh, ei numărau, de exemplu, pe cealaltă parte, numărau bani, știi? De da. nu înțelegeau că banii pe partea altă reprezintă muncă tot și viață, vieță, nu, foame, oameni, reprezintă da? foame. Da, da. da să deci, gândeam la ăștia salvați de el, știi? O să mai o să da. mai spun o dată că toți suntem la asta, da. Acum 2 ani, în 2022, există un videoclip pe canalul ăsta de YouTube care se numește Ce e inflația cât va fi și nu, ce e inflația cum funcționează și cât va fi. Era 2022 și de la măsuța asta am spus așa că cazul cel mai fericit este că o să se dubleze prețurile. În 2 ani s-au dublat toate prețurile. Nu dăm semne că ne oprim aici. Nici nu, nici nu trebuie să ne creadă lumea pe cuvânt. Poți să ducă pe site-urile băncilor centrale care publică masa monetară și poți să vadă cât e masa monetară. Păi Ce se întâmplă -am, cu masa aia exact. l-am stabilit și noi. Exact. Ce se întâmplă cu masa aia monetară? Stă undeva, au printat-o și stau și se uită la ea? Nu. Trebuie să se ruleze în economie. Dacă produsele sunt în mare, aceleași, pentru că cererea și oferta nu sunt atât de elastice cât visează ei cu printarea. Am mai și scăzut, nu? Da. Adică preferințe, nu? Poți să o iei alt uh, exemplu pe care. Interdicții cu asta, la închis ah. alea, închis. Fă, păi nu, că facem online. Ok, câmp online, cum circulat. Da, da. Exemplul lui uh, guarnei în carte este cu poluarea, știi? Adică dacă băgăm, zicem, 10 milioane de dolari și uh, facem, zicem, 100 metri pătrați din România, uh, aer curat și zona ecolo ecologică, îți facem un calcul și zici că merită. După aia, aia faci 200 de metri pătrați și mai, mai rămân un metru pătrat, dar te costă metru la pătrat, eu știu, o fi în Arieșu de sus sau lângă Cuprumin sau nu știu pe unde, te costă 15 miliarde. Tu vrei pero, să fie curat pero. toată țara, să fie așa și zici, să facem și pe asta. Da? Și să răcești, nu mai calculezi, dumne, hai că am făcut destul sau, e asta, suficient sau ceva de genul ăsta. E asta. o chestie intuitivă. Dacă, te, dacă, ai o problemă grea, nu ce zice, ai fumuri necăcioase, nu știu ce, dacă te apuci și zici, bă, să oprim chestiile alea care sunt necă... cele mai rele, asta costul tău e mic, beneficiul deja e mare. Da? Și e, e intuitiv. Costurile sunt mici și ai efecte mari și se întâlnesc ca cererea și oferta la un moment dat. Același principiu funcționează așa. Deci tu, tu faci chestii fundamentale și ai beneficii mari de tot, după aia ajungi la ciudățenii. A, da, aș vrea să salvezi și cărăbușul, nu știu de care. Ce costă de rupe pământul, dar beneficiile sunt că ai salvat. Da asta, asta presupune, asta presupune, știi cumva, să te apuci să măsori să poți să măsori și să faci reducerile mari mai întâi. Dar problema pe care se okay, întâmplă okay. astăzi în în lume este următoarea China îți poluează deci ceva de genul 80% din toată poluarea care se varsă în oceane vine din patru ruri din China. Nu știu dacă e chiar 80% dar e foarte mare număr. Da? Ok. Da. Și pentru asta ție îți pune bă, în, în, pe, în Europa da? Îți schimbă paiele, să nu mai fie de plastice, că mă înțelegi, mor testoasele. Păi ești nebun în Europa. Care testoase? Adică tu te concentrezi cumva, iei o măsură, deci cât poluează, cât poluează Europa? Auzi. 0, ceva la sută. Deci că tot vorbeam de Danemarca episodul de pus, trecut. Dar știi de ce au pus astea aici? Pentru că, <laughs> pentru că aici merg. Da. De, deci, acolo în China, nu poți să le pui că pe aia nu interesează. Pleacă de aici cu reglementările astea că nici nu te ascultăm, nici nu îi ne interesează, nici nu i treaba noastră. Ei își văd de treabă, făcând aici, s-au însămânțat pe terenul ăsta de vinovăție din asta. Aici. No. Nu cred că e și partea de... Da. Că ai făcut bine, chiar dacă... Și oricum da, fă costul, fă dar ideea, costul este disproporțional mai mare, adică dacă vrei să dacă vrei să lupți, scuze-mă, dacă vrei să pierzi bătălia cu poluarea, fix așa trebuie să te comporți. Să iei, să iei, măsurile cele mai ineficiente, cele mai scumpe, cu rezultatele cele mai mici, pe termen lung o să pierzi o să lupta cu poluarea. A, poate asta e verce signaling, știți? Tu ai beneficiul la psihică, am făcut, da. am făcut bine, știi? Da, da, M-am sacrificat, da, da. am dat Că un miliard de dolari. Vă cifrele, ia uite, drăurile. Bun. Negoțu. Negoțu. Comerțul și schimburile libere promovează progresul economic. Negoțul este acea tranzacție în care un produs pleacă de la o persoană care îl valorizează mai puțin către o persoană care îl valorizează mai mult. Deci este o o tranzacție win-win, care ambele părți câștigă atunci când este liberă și nu a fost constrânsă nicio persoană din cele două zicem, părți ale tranzacției. Negoțul este bun și pentru faptul că atunci când el se întâmplă, războiul nu apare. Mă rog, cum, cum era vorba? nu, nu tre Bine, o, o întorc păstian, invers. Bastian. da. Când trec mărfurile când, când, și... Când se opresc mă, din a trece mărfurile trec armele, armele sau chestiile Armatele, lor. treacă armatele. Dar să știi că mi se pare că mulți din Uniunea Europeană au mai ales din Germania au zis că dumneavoastră nu mai este valabil acest proverb pentru că... de oameni nu-i. noi. nu pentru că Rusia nu a, nu l-a aplicat ăsta. cazul Rusiei nu s-a aplicat acest pentru că i-au încercat să facă acest să facă comerț cu Rusia, da? Totuși nu s-a întâmplat. O -ți gândi și invers. Poate era mai rea situația dacă nu făceai... Poate da. schimburile astea l-au civilizat pe Putin. Poate acum era invadată și Germania, da, da. poate cu erau trupele rusești da, e, e asta, contrafactuale. Da. Și sunt trei principii, sau trei motive principale pentru care comerțul are capacitatea asta de a fi cu adevărat, adevărat productiv. Adică, care e ideea? Uh, dacă facem timpul ăsta, da, poate să fie inclusiv legat de obiecte non-valorizate. Că nu, nu trebuie să fie neapărat o tranzacție, poate să fie și un troc. da. Dacă Costel are un pix care mie îmi place și el nu-l interesează și eu am o brichetă care îl a. care brichetă, îl interesează pe el. Brichetă care îi place lui. Da? Una zi, po. Ok, uh, și pe, pe mine nu mă interesează. interesează. Doar schimbând aceste două obiecte între noi, am crescut valoarea totală în economie. De ce? Pentru că obiectele astea sunt valorizate mai mult decât în, în, în situația da, de dinainte de schimb. Da? Deci, deci n-am crescut producția, asta, e, asta vrea să zic vale. uh -huh, da. că am în... scris tot o și tot, nu știu, măr, tot asta avem, deci nu avem două mergi și o brichete. Dar schimbându-le, comerțul ți-a crescut bunăstarea, Lume, fericirea din lumea. Comerțul canalizează bunurile și serviciile către cei care le prețuiesc mai mult. Da? Și aici, sigur, avem faptul că preferințele și gradul de informare, scopurile sunt extraordinar de variate, dar tocmai din varietatea asta apare diferența de valorizare și apare oportunitatea de schimb. În carte se dă un exemplu cu o pictură pe care un inginer nu. Nu dă doi bani, dar pentru un colecționar de artă e foarte valoroasă și o carte de, nu știu ce, electronică, care pentru colecționarul ăla e chineză și pentru inginerie e fantastic. Al doilea lucru. Schimbul permite partenerilor să câștige specializându-se în producerea acelor lucruri pe care le fac cel mai bine. Am mai vorbit despre chestia asta și în trecut. Numit Vorba de avantaj, avantaj comparativ. comparativ. Da? Dacă noi suntem patru oameni într-un sat, da? Și fiecare rânește în o gradă proprie, avem un nivel de trai. Dar dacă dintre rânitorii ăștia, unul e foarte bun la plantat cereale, altul e foarte bun la uh, îngrijit pomi, altul e foarte bun la crescut găini și altul, să zicem, e foarte bun la gătit, da? Dacă cei patru oameni se specializează fiecare în domeniul în care este cel mai bun, va putea să producă mai mult decât dacă își împarte timpul în a de toate. Da? Și prin urmare, cei patru oameni, dacă își schimbă pe abilitatea lor, o să o ducă mai bine. În societate, Astăzi vezi oameni, vecini, care produc chestii, fiecare aproape produce din fiecare câte puțin. Te întrebi de ce, de ce nu, de ce nu se specializează și de ce nu fac schimburi între ei. Și ai explicații. Pot să spun care cred eu că e hmm. explicația principală. Încă nu s-a șters. Foametea, amintirea foametei comunismului, mm. a uh, faptului că în comunism trebuia să te păzești cel mai tare de vecini, că ei mm. te turnau la securitate. Ok, good point. Ha? Sunt niște răni care au dezbinat efectiv Na, uh, <laughs> da. De asta zic eu. Că nu, se, că nu se, că nu se, adună să se specializeze. chestia asta se întinde și la nivel de țară, chiar și în țile intelectuali, da? când ai discuții din astea despre, cum să numesc, resurse cruciale, cum să numesc cumva, în care noi trebuie să producem cu tare pentru că trebuie să le avem. Nici nu se explică, deci tu poți să le întrebi ca copiii mici, da de ce, da de ce, el nu trece și se, se supără pe tine că îl întrebi de ce. Când îi zici mă, tu nu produci telefon mobil, dar îl cumperi. Te aștepți că nu vrei să fie piață voastră. Da, să vină multe telefoane. Păi și ai în altele din nu înțelegi. Siguranța, cred că ești. Da, exact. ce zici zis eu e o frică. Români, da, adică siguranța, industria de armament, da, armament, da, armament transport, sunt chestii, da, ai, de, inclusiv radioul. Dar ce vreau eu să, să subliniez aici este o... e o problemă. S-ar putea, eu voiam să zic alt motiv, s-ar putea că dacă oamenii ar auzi la difuzor, să știi cum merge difuzorul? Tradiționalul difuzor care merge la țară. Ar trebui să meargă în Dodi la difuzor de la țară. Dacă ar auzi chestiile astea, și-ar avea haha, și-ar avea măcar curajul să-i ofer încredere lui vecinul, atunci s-ar separa lucrurile astea. Pentru că mai ai o chestie în piață, când mai vorbim noi de piața face. Nu, dar piața, ca să se întâmple, trebuie să ai comunicare. Dacă eu mă duc la piață, văd un preț, eu aș vrea să fie mai mic, dar nu-i zic nimic, nici el nu mă întreabă, nici eu nu fac nicio grimasă, n niciun dreapă. fel de comunicare. De treabă. Treabă. În realitate, așa <laughs> se întâmplă, da. Dar, dar. Ajunge informația la producător, dar ajunge mai greu, exact. pentru că nu vin. Da, și, și la să un moment dat nu își dă seama da, de ce da. nu vine și, bă, rămânând cu ea, cererea, oferta o să dea jos. Vede prețul. ce a vândut vecinul, chestii, da. Indirecte. Dar vreau să zic că ar putea foarte bine vecinii, luându o de la noi, susținând mereu că n-ai micro și macroeconomie, da, ai aceleași principii și la vecini și la nivel de județe, țări, etc. Și Vecinii. Uneori să specializează, pentru că să înțeleg bine. Dar vezi aici e o chestie care nu ține doar de calcul. Oamenii nu se gândesc doar la calculul ăsta economic. Au alt, pardon, doar la calculul uh, financiar. De fapt este un calcul economic. Ha, ha asta am zis mai până acum. El are niște preferințe în care lasă să știu eu că le am. Lasă să știu eu ce să fac, fac eu, bine făcute ale mele. Lasă că vecinul face roșiile prea nu știu cum, nu iau de la el. Ar fi țări, alte țări, tu, nu? Da, da, și asta ar fi alte țări. Bă, când la nivel de țară se translatează chestia asta în care nu că nu ți-ar plăcea roșiile, cu toate că avem bă, roșii de afară, fără gos, bla, bla, bla. Pe de altă parte, vezi, doamne, îți lipsește bă, resursa de a face. Când resursa este cunoașterea. Deci ai putea foarte bine, am mai zis. E putea foarte bine să zici, mă, ce vrem noi ne neapărat să avem în țară? Așa că o preferință. Cu tare, știm să le facem? Da. E cu cumpără de la ea care vând bune și ieftine, dar durează să ajungă, nu? Că nu poți să le ai pe toate. Ei, e da. de văzut dacă auriștii cumpără da, exact. de la țara niște la... Nu, dar nu, <laughs> deci, nu trebuie să... Deci, ea care spun că, domne, uh, nouă, nu ne plac uh, rușiile din Olanda sau din Turcia, Min, pur și simplu, pentru că a demonstrat preferința românilor dacă vin tone de acolo dacă că se cumpără pentru că pre românii vor astfel de produse. El zice, păi sunt proaste. Nu, Și obligați. obligat să iau. lasă, e, frate, un de, de, de calitate. Ok, ia-ți tu roșii, ia, și ia -le din da. seră, da. nu din seră, din nu știu unde e asta ideală, știi? Da. Omul e fericit să dea banii respect... dacă e, e okay. demonstrat, s-a demonstrat a cumpărat, a demonstrat. Nu mai Ia trebuie asta să e, Asta e supărarea cu străinii care încalecă. Deci românii noștri fac, n-ajung în jurul nostru, eu nu pot să mă duc la țară, ăștia special fac, aduc numai de afară ca să-i omoare pe ai noștri, așa că un fel de... Uh... E ceva adevărat cu... E? Îi omoare pe ai noștri, că da, mor nu <laughs> toți, că ăștia mai vând supermarketuri. Deci nu e partea da, asta, e nu o spun. Știi, gustul românesc sau nu știu ce. Știi. Exact. Uite, preferința. supermarketul. au văzut preferința. Aduc, înseamnă niște costuri. De ce să le aduc în Germania? Nu știu. Iau de ăștia. știi. Nu, dar vreau să zic că lumea apucă să se plângă, dar n-au răbdare să se întâmple lucrurile. Adică, uite, apropo de preferințele, s-au văzut. Ai, vreau din România, piața, nu știu de care, nu, deja nu există. Românii, ele cu românii, dar nu vrea să lasă românul să aleagă, știi? Da. Dacă eu iau o bere și ah, uh, auristul, păi da, de ce nu ți-ai, hai să zicem, intervenție. Dar de ce nu bei whisky? E, poate n-am bani de whisky, nu știu. Bun. Al treilea principiu, care decurge oarecum din al doilea, este că odată ce ai învățat că te poți specializa în producerea unui bun, poți să produci și un bun intermediar. Adică, fără specializarea asta, bunurile complexe de gen, telefoane mobile, nu pot exista. Da? Deci, noi avem telefoane mobile astăzi pentru că lumea a învățat să se specializeze, pentru că. Uh, nu le recoltezi din pădure. Pentru că pă, face undeva în China, plasticul se face altundeva, undeva, bateria se face altundeva, se minează din Africa, sunt tot felul de procese complexe acolo. Dacă, Dacă nu dădea ăla cu Dalta, scuză-mă, dacă nu dădea copilul ăla în pământ în Africa ca să scoată litiumul de acolo ca să ai tu, nu aveai tu baterie la Tesla astăzi. E ceva de genul ăsta. Mai adevărat. Următorul punct Următor. Transacție. Costurile de tranzacție Sunt uh. un obstacol în calea schimbului Reducerea acestor obstacole Contribuie la promovarea progresului economic Sunt costuri, da Vreau să vând un uh, Prima apartament. întrebare este ce este acela un cost de tranzacție Toate Atunci. lucrurile pe care zic da, Nu, nu Vreau doar să dau un exemplu acesta cu găsești uh, cumpărătorul unui produs. Cost de tranzacție. De ce? Se costă. De costă. De timp. De timp. Nervi și de bani, de probabil. De că Bine, să Bine, că am vedere și asta, nu? Și de timp, da, și astea e barierele instituționale. Nu ai voie să vinzi mavrodin decât 7 și 10 seara. Știi? Asta e un cost. Pentru că dacă tu vindeai toată ziua, vindeai mai mult. Așa. Ca doar la 3 ore. Pentru că un el cost este... și pentru că clienți. E un cost atașat transacții exact, tranzacției. asta vreau să, să Tranzacția în sine se desfășoară în prezența acestui cost. Acum, costul în sine, felul în care el atașat tranzacției, poate fi atașat direct la tranzacție, cum avem TVA-ul, care <laughs> e atașat oricărei tranzacții. Da, da. Aproape, da. Uh, sau poate să fie atașat în... Uh, în agregat și descompus, cum e ceea ce spunea Costel, costul de că nu ai voie să vinzi decât în 3 ore. Tu, acele, tu, tu de fapt costul e atașat defalcat la fiecare, e unul în bulk, dar e atașat defalcat la fiecare tranzacție. La fel ai de exemplu reglementări din asta de genul, păi dar n-ai voie să faci nu știu ce dacă nu ești certificat de nu știu ce. Mm -hmm. Păi da, ok, ce certificatul ăla l-ai dat odată, te-a costat un timp Timpul știm e cost de oportunitate Și șpagă un cost transacțional Corect <laughs> Îți dea hârtie. Bun, și nu știu, mai trebuie să demonstrăm în plus că dacă ai cu cât ai mai mult că sunt un obstacol în calea schimbului adică asta da, asta ar fi nu rezultă de, de, din ce am povestit Pentru birocrasă sunt bună, pentru cei care profită pe chestiile astea, da, să spune că asta e viața lor, știi, să-ți facă viața nașoală știi, să găsească imperfecțiuni. Da, uite, aici am eu de zis că sunt supărat pe serviciile astea inventate de stat și te gândești, eu vreau să se întâmple, să, să am o pară. În afară de situația în care m-am gândit la o pară și a picat mălăiață, aia ar avea un cost foarte aproape de zero. A picat, poc, nu trebuie să am făcut nimic. Da? În afară de asta, tot ce fac eu ca să ajung să se încheie o tranzacție, poate să fie lucruri naturale, nu? Dădeau și ei exemple. Ai de trecut munți ca să ajungă... Ca trece o apă. O apă. O apă prop, trece pe acolo tot și felul trebuie... de obstacole naturale și supărarea mea, evident, cu toate că nu insistă domnului autori, este pe Genul ăsta de obstacole puse de puterile centrale care nu, asta pretind... Au eu, sper. A, sper nu să gândești un... la râu și la ram. <laughs> se gândesc strict la ten, mie. Nu, asta, asta cred ca... mă deci, rog, că au... Deci când vorbești de libertate, de exemplu, nu vorbești uh -huh. de libertatea că nu poți să zbori, știi? Da. Vorbești de libertatea pe care te se impun socială, pe care da. te impun alți oameni. Uh, mă rog. Piricile împotriva libertății. Da, nu știu, sunt costuri îngema, nu? inventate, asta mă uftică. Da. <laughs> da. Afară de taxe. Nu Pot specula că sunt bine intenționați, că nu știu, certificarea, certifică, certifică. <laughs> nu știu ce, da. da. Uite, de exemplu, <laughs> ca să adunăm trei, 4 principii într-unul singur, ziceam că n-am mm -hmm. menționat Gabi inițial de subvenții. Subvențiile acordate de stat cresc costurile de tranzacție mm -hmm. ale cumpărătorilor. De ce? Pentru că stimulează stimulează niște, nu, ele țin prețul jos. Jos. Da, subvențiile în, în agricultură, de exemplu, țin prețul jos pentru consumator, dar ăia sunt bani care sunt deturnați din circuitul economic pentru că, practic, atâta vreme cât ai subvenție în agricultură, costul total al mai mare. roșiei e de fapt costul din piață plus subvenția care mai o parte mai mare din subvenția e mai mare e ca... îți e luată și ție la sănătatea gratuită nu e jos trebuie să pui și taxele exact. când că dacă așa pui, total nu e așa exact, de exact, asta ar fi una, și al doilea este că canalizează sau îndreaptă producția structura de producție către lucruri ineficiente și ce înseamnă când e către lucruri ineficiente? Înseamnă că resursele în sine au fost folosite în mod ineficient. Da? Adică cumva exista, ar exista o cerere de portocale, să zicem, da, sau de fructe de kiwi, care e foarte mare pentru țara respectivă, dar care nu poate să fie îndeplinită. De ce? Că tot pământul e cu roșii. Da, aia. Uite, veni acum cazul colectiv. Cum îl chema? Colectiv chiar îl chema așa pe bar? Mm -hmm. Club. Mm -hmm. Club. Da. Club. Ce-ar fi fost dacă în loc să dea bani să consume timp patronii respectivi, să obține acele autorizații de la primărie și de la ISU și de, de la, la celelalte, și. ar fi investit acele resurse în a mări calitatea izolării pereților și a mai fac o ușă, să zicem, sau altceva pe acolo prin club, să mărească gradul de... Uh, da, dar ce face. Nu știu da, dacă, poate. unul la mână, nu știu dacă e un exemplu Ii poate bun. fi corect, nu. nu știu. dacă e un exemplu bun, să, pentru că bă, posturile cu, la care te referi tu s-ar putea să fost mai mari decât șpaga pe care au dat mult mai mari decât șpaga pe care au dat-o. Te gândești că de a ales-o pe asta? Pe de-o parte, da. Nu, nu, nu sunt așa de sigur. De Dai, că hai, nu de cred de că e un super post. Da, e o reacționale reacționale Dai, eu... la. Deci... A... Am Vreau să fac un club, da? Acum, altcineva alt nu, un nu un vrei loc. să faci un club. Acolo era un, acolo era o locație, da? În interiorul nu, nu. căreia okay. s-a deschis un club. Adică, da, da, a... să zicem că deschis, da. Vreau să fac un club nou. Da? Vreau să-l fac din, pe un teren viran. să da. mă să construiesc, să fac toate chestiile astea. Da? Am niște costuri, aprobările cu toate chestiile, da? Care nu sunt mici. Părerea mea este că este o alocare, mă determină pe mine să aloc mai puțin bani spre lucruri utile și uh, am mulți bani spre aceste asta hârtii. Cu siguranță că îți, îți dă în jos, îți, îți scade din, calitate, din cantitatea de bani pe care avea o aveau disponibilă ca să întărești structura de siguranță a clubului. Spun doar că la colectiv nu știu dacă se aplică exemplu. Adică în, în zero, da, ai dreptate. Cu cât statul îți ia mai mulți bani pentru hârtii, cu atât ai mai puțin bani ca să faci chestii pe bune. Auziți, deci astăzi trăim în pericolul moral în care toată lumea crede că e apărată cum vrând nevrând, cumva e apărată de niște instituții ale statului. Deci dacă Că trăiești într-o lume liberă, în lumea liberă o să ai responsabilități în lumea aia. Responsa... Ideea este că într-o lume liberă s-ar întâmpla o situație de asta în care se întâmplă un accident groaznic. Oamenii o să zică, bine, dar noi cum știm să nu ne mai uităm? Și acum te uiți certificare ISU de la stat de la o instituție a statului, dar pare așa că e de încredere. E un rahat, adică Ei, ai, ai voie cu certificare ISU, dar dacă nu vrei să-ți dea faliment uh, tată Horeca, trebuie să-i lași să, să pună în geam acest loc nu mai are și, certificare mai ISU. mai ai exemplu și cu școlile. Și nu i lumea să intre că nu are certificare A, și școli sunt fără certificare deci școli ISU. Fără nu, ISU nu are certificat ISU. nu are, meta. Ideea ar fi că într-o lume, deci acum ai o grămadă de înlănțuiri în care s-a întâmplat chestia asta și nici nu se rezolvă. Tu n-ai o certificare că se rezolvă. Pe când într-o lume liberă ai, ai zice, măi, eu unde intru? Intru într-un local care are stemă de asigurat nu știu de care sau nu are stemă? că e treaba mea dacă intru. Dar ăla nu poate îl urmărești după aia. Păi, te-ai uitat, ți-am și scris că n-are, eventual. Nu știu. Pentru că oamenii o să ceară. Banii ăla cu recenzia, știi, dacă el ți-a zis tu te cu e de da, încredere da. Și... și lasă recenzie, <gânt> dar s-ar putea ca să, vrea să fie asigurat de o firmă care îi zice, n-ai două ieșiri, eu te las să lucrezi, că nu-i treaba mea să te închid, că nu poți să te închid, că e într-o lume liberă. Dar o să-ți cer mai mulți bani de asigurare și oamenii nu, în timp o să zică, mă, eu nu mă duc la localuri fără asigurare. Right? Păi când De acum cine te asigură? Nimeni, dă în judecată. A venit Arafat cu trei ambulanțe, i-a dus nu știu unde, au murit, restul s-au dus afară, au murit afară, că au stat în România. Și mă rog, deci numai în lanț așa, numai prostii peste prostii pe care le-a făcut statul. De fiecare dată când aduci subiectul asta ăsta cu lumea are senzația că te apără, eu trebuie să repet o chestie foarte cinică singur, nu singurul, dar hai să zicem în proporție de 95% tu ești apărat astăzi de legea numerelor mari. Atât. Good point. Vorbim aici de crime, jafuri, violuri, accidente. Nu te apără decât legea numerelor mari. Restul ce spui tu ca să dormi liniștit noaptea, alea sunt povești de a dormi copii. Mai avem ceva la nu. 5 era cu costurile tranzacționale. 6. Profiturile orientează întreprinderile economice către activități care sporesc avuția generală. Cine, cine, vrea să-l ia? Păi n-ar fi, vrei să nu, de, nu ar stu. fi mult de, uite, iar cum ăsta mi-e al profitului și pierderii, de ce faci lucrurile bune, pentru că așa no, profit. -aia faci pâine bună. Și așa se crește dorința de profit îți crește, nu e un adversar al bunăstării generale, un prieten al bunăstării generale. Tu dorim profiturile alea, faci și lucruri bune, asta e ideea. Ca să extinde asta ar lipsi administrației. Nu are gestiunea de asta privată în care să piardă efectiv, adică într-o lume liberă, să zicem, care să pierde, Pierde bani. Nu e da. mustrare verbală, nu e... Nu. Terminat. Aici nu-ți poți imagina închiderea nu unui spital sau închiderea statului, cum să închide. Uite, de ce mi se pare iar important, fundamental, așa, profitul? Că e... Ce, ce e profitul? Ca la contabilitate. Îți rămâne după ce ai cheltuit ce ce trebuie. Sau mă rog, am folosit ce trebuie ca să arăt că fiecare este întreprinzătorul vieții sale. Da, fiecare om care ia un salariu, când ai rămân bani din salariu, după ce plătit ce a vrut el, ăia sunt profit. De ce vrei salariu mai mare? Nu ca să o luăm din partea Ei Ăia sunt niște nenorociți, vor profituri. Dar eu cu salariu n-am profituri. Ba da, toate lucrurile pe care ți le iei nu chiar, înnoiești. Nu chiar, ai zice altfel. Yeah. Ai profituri mai mari. Deci, uh, uh tu salariul? Ai, da, da, da. Din <laughs> okay. salariul salariu de cât ești tu dispus să-i dai. Și spun de ce. Pentru că bunurile care se iau în calcul atunci când se face deducerea din punct de vedere al activității contabile, Atunci da. scazi încasările, da versus cheltuielile. Cheltuielile sunt cheltuielile de producție. Da? Deci tu, ca să când îți calculezi profitul, nu ai voie să scazi decât hainele necesare pentru muncă, pentru mersul la muncă, Mâncare. cheltuielile cu transportul până la locul de muncă și înapoi, sau cheltuielile cu internet dacă lucrezi de acasă sau chestii mm -hmm. de genul ăsta, da? Mâncare, exact zicem chirie ca să dormi pe undeva. Ok, da? exact. Aici voiam să ajung. Niște, okay. ni, niște mobilă până ca sau cheltuielile administrative, dar doar parțial cheltuielile administrative. Adică trebuie să le împarți. Știi că și la mașină, dacă tu ai mașina și folosești interes de serviciu, nu poți să-ți deduci decât o Part. parte din, din costurile. Pentru ce ai avut exact. bondă la Care de drum. Vreau să zic că mai atunci când îți iei o oh, o minge de fotbal sau o excursie în Tenerife, alea nu, cheltuieli. Alea, alea, alea sunt, alea sunt, nu da. sunt cheltuieli. Alea da? sunt reinvestiții a profitului, nu sunt cheltuieli. Profitul în sine, din salariu, da. e mult mai mare, că teoretic din el nu scazi decât ceea ce este strict necesar ca să muncești. Mai se gândește, nu, păi, dar trebuie să crești și copiii trebuie să. Nu, alea sunt alte investiții de ale tale pe care le faci din profitul ăla. Da. Adică și doamne, ajută. Transportul și nu stiu, nu? Puți? Da, da. vezi, doamne, Vale zice că sunt puține. Mă rog, multe sau puține, că în funcție de, de cum își întreprinzătorează fiecare viața, da, dar principiile alea sunt ce ai zis tu. Ideea este că fiecare are profituri. Și vrei să ai profituri. De ce vrei să fii plătit mai mult păi, pentru că merit? Păi atunci înseamnă că și omul ăla, când adună profituri la firmă, e merită. E De același lucru. Că ce? Profitul cu zice și Javier lei este un semn că lumea îl consideră pe acel om un erou care le face <laughs> servicii și produse foarte bune la, un, la prețuri pe care ei. Le... Nu le fac. Că le-ar și le-ar face ei acasă. Că apreciază produsele, nu știu dacă da. îl consideră pe ăla, ca și omul trăiește mă rog, în. în... bine, de fapt, îl consideră în... antreprenor respectiv, da. Nu, dar punctul ăsta e că profitul e un lucru bun, de ce faci profit? Că faci lucrurile bine. Nu le-ai da. fi făcut bine, faci niște ciorapi roșii, nu știu, nu ai profit, ai pierdere. plus, da, plus că profitul <laughs> negativ sau pozitiv îți spune, domnule, dacă merg pe pierdere, înseamnă că fac ceva greșit, mi mine apuc de altceva. Deci e un semnal că. Pare o bară nu, nu, nu nu Pare numai o banalitate semnal, în medii libertariene. Da. Să spui că profitul e bun. Uh -huh. Medii normale, uh -huh. intelectuale au. Urmează un Nu, cu nu numai că pierderea e un semnal că trebuie să te apuci de altceva, e o inevitabilitate. <laughs> că va trebui să te apuci de altceva. <laughs> Bine, poți să mai consum până ajungi să dormi sub. Nu, nu mai e de unde. Și <laughs> tot va trebui să Pe te apuci de altceva. De dai seama că unii, a, zicem, că promulț... vor neapărat să facă ei. Uh excelență în ciorap, da? Tot investești și să mai studiază cursuri, să împrumută, să... Da, dar finalul facă... tot ăla e dacă nu de ai profit. Până la urmă, fin. da. Până la urmă se termină joaca dar Poate să dureze destul de mult. Da, și felul în care vreau să mai insist, nu o să zic niciun nimic nou, da? Felul în care oamenii aleg servicii. gândește că sunt mulți oameni care visează să se ocupe cu cele placelor, de multe ori nici nu și-au dat voie să gândească la cele placelor cu adevărat, să se ocupe, nici nu știu. În cum aleg ei ce să facă zi de zi? Păi unde să plătește mai bine? Da? Am putea să ne imaginăm o lume în care nu mai ai firme cu oameni care te angajează și te exploatează, Ce puteți să imaginezi că sunt toți firmulițe. Da? Sunt PFA-uri mă rog, toți. Toți, toți. sunt PFA-uri și ai un om, îi zice, vreau să... Dă, mă... Cred că suntem da. deja da. acolo. <laughs> adică având în vedere că vezi anunțurile în geam la ăștia cu angajăm și la hipermarketuri, <laughs> ești deja în lumea aia. <laughs> e, Doamne ajută. Mă rog, ideea e că fiecare... Omul este... și alege dacă are chef să pe acolo, nu... <laughs> yeah. E, uh, exemplu dat în carte este la că presupunem că un producător, dar plătește 20.000 de dolari pe lună chiria unei clădiri și închirierea utilajelor necesare, achiziționarea forței de muncă, pânză, nasturi, materiale pentru producerea și comercializarea 1.000 de cămăși pe lună. Producătorul, dacă poate să vândă 1000 de cămăși, adică cât face, atâta vinde, cu 22 de dolari fiecare, acțiunea lui creează avuție. Lucru care mi se pare cel mai important, pe care îl spune aici, profitul obținut de producător de 2 dolari pe cămașă, 2 dolari pe cămașă este o răsplată primită pentru sporirea valorii resurselor. Da? Care sunt resursele? Păi vorbim despre ele. Alea consumate și alea de capital fix imobilizat și alea de muncă, de, de mână, de lucru, deci toate, toate tot, tot ce am vorbit. Alea sunt resursele, ele valorau mai puțin Până când le-a pus asta împreună. da? Ce a făcut cămeșile astea? Ce sunt cămeșile astea? Sunt ceva ce se vinde cu 22 de dolari. Da? Resursele în sine au costat 20 de dolari. Punerea lor împreună, așa cum discutam la principiile precedente, schimbul în sine, crește avuția. La fel și punerea resurselor împreună și concretizarea lor într-un alt produs. Crește avuția. De asta profitul ăla, comuniștilor nenorociți ce sunteți, este justificat. Producția. Nu l-a furat de la muncitor. Da? Ei... De ce? Pentru că nu există, fără celelalte, lucruri pe care oh. ăsta le-a pus în mișcare. Nu, no, n-ai dreptate. De ce? Da, vor... Nu, ai vezi că tu, până, până terminăm episodul, scobor fără lift. Nu, naționale <laughs> la comunist e că se făceau mai multe, nu? dacă dețineau muncitorii... Nu! Nu, 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 că se făceau <laughs> nu, era mai drept. erau Era mai drept. Erau mai multe. nu, nu, tot, tot alea. Alea. Se făceau cel puțin tot alea. dar, dar erau era mai ieftine. lei erau mai muncitori, Se vindeau eftine. cu 20. Vindea. Asta e visul. Aia 2 lei, da? Da. Deci visul lor, ca asta... Deci visul lor este așa. Ce vrem? Noi suntem deștepți. Știm cum funcționează toate lucrurile astea, că vă că și voi faceți pădeștepții. Aha, ar zice, da, stângistul? Și zice așa, de ce să de ce să -mi scoți mie cam așa pe piață, că ei sunt obligați să le cumpere, repetăm, da? <cum> Cumva cineva îi obligă. Și zice, de ce pui 22 de dolari din exemplu ăsta? Când pe tine te-au costat și o bagi în costuri așa, bagi și pe manager salariu, ăsta, patronul, să zicem că este și manager, Ăla, stai puțin, îi plătești pe ăla, îți trebuie bani puși deoparte pentru amortizat mașinile astea ca să ție altele mai noi, tra la la, deci le treci pe toate alea la costuri, că de obicei zici profit reinvestit. Deci, ce în firmă, mă rog, deci le scazi pe toate astea și ajungi la 20. Ce rost mai are profitul ăla? Unde se duce profitul la uh, pro proprietarul ăla absent, care n-a făcut nimic? Păi a făcut inițial, va a bani ca să se facă toată firma care a fost să... structura în mișcare, da? Ți-ar ferit de asta, să spună că e manager, e un ca muncitor și mm. care e dușman, nu-l face. Păi nu, dar s-ar spune că dacă e manager, <laughs> da, e șef uh, nu, de <laughs> nu are voie decât, ăla Nu are voie salariu, da. da adică salariu. să mai discută și... Păi e 2 euro, e... -e. <laughs> nu, nu, Salariul de, <laughs> salariu de, manager, profitul tot ar trebui împărțit egal, așa. -a. A, și el ca manager se ia și el o partice. O, dar mulți nu vor să se facă profituri și să se împartă cu toate că ăia care zine mai nenorociți, aveți voi dreptate, ăia vor să facă profiturile, păi nu, dar, să să dar, după aia să se împartă că eventual îmi dă și mie care n-am făcut nimic. Să face, să, să fac profiturile pentru că din punct de vedere prețul ăla de vânzare e determinat de cerere și de ofert. Dacă tu reușești să faci tot atâtea cămăși, cererea în piață e tot atâta, da? că principiile economice nu se opresc din funcționat oricât ar vrea comuniștii să le oprească, Asta înseamnă că o să le vândă cu 22 de dolari. În deci, același de timp... Deci să face profit. A exemplu și aici. În același timp, ăia 2 dolari sunt costul de risc. Deci el s-ar putea să nu fie în stare să le vândă la 22, să trebuia să le vândă la 17, 18, mă rog, ca să fie tot 2 în jos. Și atunci o să iasă în pierdere. Da, am mai vorbit de chestiile Ești astea. Muncitorii vorbit, da. în sine nu sunt. Ei Ei sunt oamenii care preferă banii în față, yes. nu și asumă riscul respectiv. Două observații. Și managerul, chiar dacă nu are uh, acțiuni, să spunem în cazul ăsta, este supus o socialiștilor pentru că ea are un salariu foarte mare, disproporționat de mare față de muncitorii care ei fac treaba. Nu e așa cum am învățat uh, în uh, a, așa, nu mai știu în ce doua. Nu, în episodul trecut când vorbeam de altă carte da, îl găsiți cu numărul 195 și acolo am vorbit aceeași chestie salariul în sine este condiționat de sporul de productivitate pe care îl aduce omul ăla. Dacă omul ăla nu aduce banii pe care îi plătește, o să-l dea afară. Tot salariul lui mare. A Steve Jobs spune așa. Avea un manager pe nu știu ce divizie. Și îl suna pe la 5 dimineața și era o problemă, o criză, nu știu ce. Era nu răspundea, știi? Unde, cum de nu era servici? că mă doare, capul. Pe femeia de serviciu poate să o doară capul. că nu vine la servici. Tu ești manager, ești plătit de 7000 de ori mai mult decât femeia de serviciu. Pentru tine nu te dore capul niciodată. Tu da, vii da, la serviciu. Tu n-ai program de 8 ore. Da? ai program de 8 ore. Da? -ai program de opt ore. description. A, și a doua observație pe care vreau să o fac este în pe deosebire de, să zicem, ieșirea lui Vali, cum că comuniștii s-ar uita cumva la emisiunea noastră. Eu totuși sper că uită. <laughs> mai degrabă să uită decât de ăștia mai Publicul mainstream. Publicul nostru totuși nu este chiar cu tendințe comuniste. <laughs> nu, dar mai degrabă să ar uita niște comuniști decât uh, mai mainstream. Un comunist e mai extrem, știi? Uh -huh. Vrea băuturi mai tari. În timp ce ăsta e, a, păi, uiești cu șoșoac, că ăsta e tot discursul meu, știi, nu văd. În timp ce un comunist poate fi deschis către... O, o, vrea neapărat să se... Mm. Cum să-i oh, combat pe ăștia pe de la Andodii? are o problemă Vreau cu ideile să... care deviază, știi, de la... Mm -hmm. Că e în greșeală, știi. Bun. <laughs> Hai să mai dăm o, o chestie dureroasă pentru comuniști. Principiul 7. Într-o economie liberă, subliniem liberă, Oamenii își câștigă venitul făcând lucruri folositoare și devenindu-le util celorlalți. Asta oarecum decurge din precedenta? Da. Ea cu profitul, nu sau Pai. Nu, asta e fix că venitul. Veniturile sunt că produci valoare. Nu o să faci venituri dacă nu produci valoare. Venitulul pe pe muncitor, nu? Exact. Mai departe. Ce e, ce e interesant aici este că face aduce aminte de superstaruri, de atleți, de oameni care fac o grămadă de bani. Păi da, da, uite cât se uită la ei, Adică, it, It's justified. Ah, și, și din nou, nu sunt furați oamenii. Oamenii vor să, să, să duc, plătesc pentru ei, e mai important spectacolul respectiv, el sportiv sau de muzică. E mai important spectacolul ăla decât banii pe bilet. Nu ca schimb voluntar. Și pentru că sunt foarte mulți oameni, se adună foarte mult bani. Dacă cineva ar vrea să li se pare că e prea scump biletul, nu se duce, sau dacă are o ideologie din asta în care bă, s-au adunat prea mulți bani, păi poate decât să-i convingă pe ceilalți să nu se mai ducă. <laughs> nu vă mai duceți că e biletul prea scump. Uitați câți bani are, ar trebui să aibă să fie biletul mai ieftin. Adune mai puțin de bani. De nici ăștia nu prea șeruiesc. Chiar dacă sunt comuniști cretinește de la Haliu, de la așa. Nu prea. A, <laughs> da, din don't share the wealth Încep, da, da. să te carteze. Să... vezi că da. Dacă <laughs> dorești să ai un venit mare, cel mai bine este să identifici modurile prin care poți deveni util celorlalți. Inversa e și adevărată. Dacă ești incapabil sau nu dorești să fii util, venitul tău va fi redus. E poate cea mai indirectă legătură între recompensă și, să zicem, interes. Și tot aici combate puțin ideea, unii sunt înclinați să creadă că în economia de piață indivizii cu venituri mari trebuie cumva să exploateze pe alții. Și asta o, aici spune actorii și sportivii, nu exploatează pe nimeni, de exemplu au venituri foarte mari. Mai face referință la Sam Walton, întemeietorul lanțului de magazine Walmart care ce-au făcut? Au adus servicii și produse la pols de stradă în toată America. A reprezentat o inovație. Bill Gates ce-a făcut? Păi a crescut o, eficiența... Cu da, la, mă rog, după aia a făcut și contracte cu statul dar a crescut A făcut. Așa. inițial pe vremea când era încă antreprenor și fura Windows-ul de pe unde l-a furat <laughs> Ce a făcut? A canalizat o metodă de a crește eficiența lucrului cu calculatorul. Deci, tu aveai calculatorul și era limitat la o pătură, datorită uh, limitărilor tehnologice ale sistemelor de operare, era limitat la o pătură foarte restrânsă de oameni specializați. Da? Uite, astăzi unde am ajuns. Și că vrem sau că nu vrem, se bazează pe sistemele de operare cu gestiune vizuală. Adică cu point, point. and click, cu mouse, care după aia au fost rafinate mai departe la sistemele de operare de pe telefoanele mobile, în care nu mai ai nevoie de mouse, dai cu degetul direct. Bine, un purist o să zică că nu, că Android ai făcut-o pe nu. Dar dacă nu se dezvolta ăla, nu ne ajungeai la cunoașterea Maloc. despre ce e folositor la Whatever. Whatever. Primul Whatever, sistem exact. cu mouse a fost ăla de la Xerox, da? De care n au auzit nimeni și pe care l-a furat Apple. Și după aia de la Apple l-a furat Bill Gates la Windows. Okay. Patente. Da, nu, dar nu contează patente. E ideea în da, sine. Da, exact. Producția. Nu, vreau doar să... Ați pomenit doar de Bill Gates cu mouse-ul și era și Steve Jobs. Păi da, da, am zis. Ai zis <laughs> pe la urmă, da. M am obținut pe Producția crește nivelul de 3. Uh, progresul economic este rezultat comerțului, da. al resurselor umane, a investițiilor de capital, progresului tehnologic și mai bune organizări economice. Da, una e dependent de creșterea de producție reale. Am sărit unul dintre astea de la da, alt, le ai tu... ediția revizuită. Uh -huh. E unul intercalat între ele, dar nu contează. Păi, la asta nu prea e nimic de comentat. Uh, cu producția crește uh, nivelul rezumat. de 3? Păi, da. <laughs> Băi, poți să-ți explici, nu? Mai zicem o dată, rapid, uite. Că... Nu, am, am sărit, am mai sărit noi. Ba da. Prețurile. Punctul 6 de la capitol. Da? A, că echilibrează cererea vrea și oferta. Da, și oferta da, da, am mai discutat da. de asta de nu știu câte ori. Nu, nu și nu asta există. Da, nu numai știu că nu trebuie. e. Numai că nu era uh, luat ca. Da. Uh, punct Luat ca punct separat până acum. Deci, în uh, versiunea a treia, ediția a treia, avem și un alt punct. Prețurile aduc alegerile, fac alegerile să, să convergă. Mă rog, chestia asta cu producția, că crește nivelul de trai, de trei lucruri de zis uh, la ele. Producția nu e. O, ce avem, nu sunt o, o plăcintă care există în primul rând, doi că nu e fixă dacă unul vrea să mănânce roșii și altul vrea să încălzească cu lemne cineva trebuie să facă roșii alea cineva trebuie să taie lemnele și să le aducă da, deci fără producție nu poți să te îmbogățești din speculație că nu speculezi nimic dacă nu s-a produs ceva sau să recolteze măcar, dar și recoltarea aia e tot o formă de producție. E băgat, resurse acolo ca să adun chestiile alea. Mă rog, aici sunt niște critici la adresa statului, că îți încurcă producția când vor să păstreze ei prețurile pentru, a mai vorbit noi, pentru agricultori, să nu le scadă prețurile, și le dădea subvenții mai, mai nu faceți, mai arați mai urea chestii de astea. A, tu nu ai nu te -ai valid de asta. Cu ăsta cum ăla reformistul Roosevelt sau nu. îi plătea să omoare por să. Da. Deja le a fost chestie a, de pentru, a, pentru să distrugă oare să... Da, 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 da. Din, a durat actul deci, de ani prins până a fost declarat ca să închidă surplusul, nu? Ca să țină prețurile sus. Da, da ca da, să da. închidă surplusul. Da, a fost parte din America. Și... Și e o chestie care se întâmplă la noi, de parcă am fi în urmă cu economia, genul ăsta de lucruri, hai să distrugem lucruri pe care oamenii le foloseau, să le dăm stimulente, să arunce lucruri vechi, să-și ia lucruri noi. Ideea e că nu e nici ecologic. Strici, strici lucruri funcționale. Ok, sunt învechite, dar oamenii le foloseau. Și bine statul și face niște stimulente din astea în care uh, tu cumperi lucruri mai noi și cine le cumpără că de obicei lucrurile astea să știe. Deci ai programul Rabla, cine își permite o mașină nouă care are bani? Oamenii care au mașina veche s-ar putea să nu își permită o mașină nouă. Uh -huh. de, de obicei de mână să mai întâmpla pentru că au zis, facem ecologie... Eventual, îți mai și limitează, nu mai mergi cu mai. Sau nu mai mergi în niște zone, sau oricum, deci te încurcă. Practic, ce încurcă? Producția, că ăsta e subiectul aici. Bine, statul și zice, facem un lucru bun, au pretenții e, înalte și face măgărie. E o altă chestie pe care vreau să o zic aici, la uh, producție, și când intră el și să bagă statul pe acolo, pare că el să bagă la o chestie. Dom'le, am făcut doar un pic de... am adăugat o... Da, pardon. Pare că doar am adăugat o mică acciză acolo. Problema e că prin acciza aia, dacă ai, de exemplu, benzină sau... Lucrurile alea sunt folosite de mai multe ori. Și mica -a, intervenția aia se compune ca, ca, dobânda compusă. Da? Și zici, vai, de ce sunt lucrurile scumpe? Și, și fără să ai inflație, s-ar putea să ai lucruri scumpe. Doar din intervenție din asta în producție. Deci, a, tu ai, ai putea să ai ciorapi, da, de mai devreme. S-ar putea să ai ciorapi ieftini? Nu. Îți, îți bagă niște limitări colo, un pic de hmm. tranzacționare colo, și după aia costă X. Și zici asta e prețul. Păi, oare ăsta e prețul? Sau este pe intervenții pe, da. pe lanțul de producție? apropo, sunt două lucruri aici să zicem că ar fi unul un pariu poți să să-ți mai asumi un pariu antreprenorial să-ți iei o mașină, să produci ceva cu ea, dar trebuie să fii atent să nu o decapitalizezi înainte să te termin de plătit asta ar fi una, deci dacă cumva reușești să obții o rată de retur mai mare decât ratele pe care le plătești la mașină și cumva să stea asta înainte de decapitalizare dar e, e un... Pro, e un un pariu foarte greu de, adică tu la sfârșit, după ce ai plătit mașina, nu mai rămâi cu mașina în sine, ci rămâi cu o rablă, de, de fapt. Dar na, e o. o a, asta nouă deveni rablă? E bagulemă. O bagin. Și o altă chestie legată și de costuri de genul pe care a spus Alex și de uh, ce spunea Costel mai devreme, în pandemie. Lăsând la o parte toate, toți litrii de lapte și de ouă care au fost vărsați pe câmp și sparte pentru că nu mai aveau desfacere, că două săptămâni lumea a stat încuiată în casă și acele acea producție pe fluxul de just-in-time delivery s-a dus dracu, că tu n-ai unde să le ții, că asta e toată ideea, le produci, vine, ți le ia, le duce să vând. Da? E, A stat închis tot. Bun. Dar s-a întâmplat în industria Horeca, în uh, o grămadă de țări. Presupun că și la noi, în România, s-a întâmplat, dar n-am văzut-o publicizată. S-a întâmplat următorul lucru. S-au închis restaurantele, da? S-au închis restaurantele. Asta înseamnă că toată cantitatea aia de alimente care era, care, care, se ducea spre restaurante, a trebuit să fie redirecționată cumva înapoi către piață. Da? Și primul lucru pe care l-au încercat producătorii a fost să le pună la vânzare în supermarketuri. Ce să vezi? Statul spune așa că trebuie să fie că ambalajele sunt reglementate în mod diferit dacă tu le vinzi în industrie, către Horeca sau către clientul final. Și, prin urmare, acele produse la care poți te gândești, la genul pește congelat sau legume congelate sau așa, domne, acele produse nu puteau fi vândute pe piață pentru că nu respectau reglementarea ambalajului gândește că erau produse congelate, dar cum le scoți din pungă ca să le măgi în altă pungă când tu teoretic n-ar trebui să le decongelezi decât odată? La începutul acestui punct, ne spune că dumne, orice producție există pentru că există cerere. Dar Adam Smith. Încoace, nu produci că-ți vine ție pe chelie că vrei să produci creoane, că nimeni nu vrea creoane. Deci că orice producție există pentru că există cerere, dar consumul, că de fapt pe consum de consum se preocupă oamenii, consumul nu poate exista fără, fără existența unei producții în prealabil. Decât dacă consum resurse naturale, care e modul mai ineficient de a consuma. Ok. Următorul este că progresul economic vine în principal prin uh, comerț, investiții și uh, îmbunătățirea. Structurilor de producție și instituții economice sănătoase. Eu, de-al naibii, trad mi-am tradus administrare sănătoasă, ca să nu confundăm cu instituțiile. Cu toate că ai putea să zici, de exemplu, exact, da, căsătoria asta... e o instituție. Nu, no, dar asta e, e sensul. Da. Nu neapărat pe da, da, În Regulă jocului și în capitalism. ai instituții. Da. Yes. Care yes. sunt instituții? Nu, dar uite, vezi, e o bună lămurire. <laughs> Ok. Și avem, se pune întrebarea următoare. De ce sunt americanii astăzi mult mai productivi decât acum 250 de ani? Teorii? Păi ca la școală. Cum au făcut și domnii profesori care au scris cartea asta. Păi ce? Știu mai multe? Au mai multe alte tehnologie? Uite-te la testele. <laughs> da, exact. La răspunsul copiază. <laughs> Au fost mai mult capital investit? Mijloace de producție. În mijloace de producție, deci nu numai cunoaștere de a cum a face și cunoaștere despre tehnologie, ci a fost și cumpărată tehnologie și folosită. Și mai. Și în capitalul uman. Și în capitalul uman, da. Skills, nu? Aptitudini. Mm -hmm. Yes. Eu azi zice că ar mai fi și uh faptul că s-au produs, adică avem, nu avem progres tehnologic doar în categoria bunurilor de producție, ci avem, avem progres tehnologic foarte mare și în categoria bunurilor de consum. Și asta permite să satisfacă o cantitate mai mare de nevoi și astfel permite marginalilor să ceară satisfacerea și a altor nevoi. Practic, cumva, cu cât Crește, ai, un, ai un efect de genul ăsta cu cât crește uh, piața, cu atât timul asupra uh, el e să crească și mai mult. Uh -huh. Înțelegi? Deci, uh, basically la 1750, uh, care era cererea? Păi, mâncare, lemne, de foc și de făcut uh, casă, rășină, și eventual blănuri ca cu, să ulei de balen. ca să ne fie cald iarna, da? Haine vara și blănuri ca să ne fie cald iarna. Da? Asta era la Omiha. Acum ce? Internet, televizor, da, cu totul totul de time, tot time. Tot, felul de chestii, da, mașină de spălat, fier de călcat. Uite, asta cu tehnologia e, avea și un răspuns Pe că tot, tot timpul apărea, apăre, a fost tehnologia. Rușii nu aveau tehnologie. Rușii nu aveau tehnologie. Da, da. dar nu au avut ale care să-i rezică da, instituțiile. N-au avut instituțiile cum să le zic diferența și regulile jocului. America, proprietate privată, dincolo de. la, la comand. Păi da. uite, de exemplu, Ea. rușii aveau tehnologie sovietice. Sovietici. Da? Dar uite ce tehnologie n-au avut. Telecomandă la televizor. Ce cu o nu aveau. Nu aveau. Nu aveau? Era televizor. În lumea sovietică? Da. Nici cfa hmm? exista. nu exista. Dacă erau, alea erau aduse <laughs> din în vest. Știau cum se face. Iau cum se, se face, face, dar nu le făceau. Vorbesc de rusul de rând. Da? Rusul de rând n-a avut uh, telecomandă la televizor până. păt. Nu, da, asta zice și mize, să știu știu. Aveam spunele. noi rile africane, știu, de, știu, cum să face o telecomandă. Știu? Problema e, zice, Mises, da, nu au capital, nu au instituții. Da. Asta, asta e și aici problema. Știi că apare tot timpul tehnologia. Știu, dacă dacă avea... de... Păi uite, s-au dus pe. Păi, s-au dus pe bună. lună. Pe... pe asta, <laughs> păi asta, e, asta e răspunsul. E legat și de ce am spus eu. E faptul că tehnologia, comuniștii, s-au apucat să concentreze tehnologia doar în bunurile de producție sau în bunurile pe care le decidea statul că trebuie să fie. Nu e o central planificat. Da? Pe când în societatea liberă, și aici e pentru tine instituțiile, într-o economie liberă, tehnologia se răspândește și în bunurile de consum. Și răspândindu-se și în bunurile de consum, apare și mai mult e, incentiva pentru că apar, apare posibilitatea satisfacției marginale a tuturor altor chestii. Nu, ei cred că se întinde producția pentru că e decuplată de consum. De ce e casa radio, știi? Ei construiesc, știi? Da, socialismul, da, da, știi? Da, da, da. Deci alea da. nu folosesc la nimic, de ei construiesc. Păi da, ei au decizia ca să construiască în baza directivelor planificării centralizate. Da, da. nu au feedback costal. Da. Pe dincolo... Din să săraci și au în vedere consum, consumul, dar că, că nu apare, știi, tot Doar că nu la ascultă. Da, au e vedere, în viitor, știi, că în da. tot timpul e în viitor, e în viitor. Când? Va da. fi, Bun. 11. Mâna invizibilă a prețurilor în, în dreaptă actanții economici către creșterea bunăstării stări. bună generale. Deci a și oferte, de oferte de nu? Este, aici. Da. Aici. Deci și oferte, da? Ne semnalul prin preț. Prețul mic crește cererea, prețul mare crește producția. Deci, până la urmă, ajunge la un echilibru. Bine, eu cred că unde vor, ce vor să sublinieze aici este că bunăstarea nu se face prin planificare centrală, nici votare centrală, nici nimic Uh, agregat așa și se face prin uh, acțiunea fiecărui actant din piață. Ei, cumpărătorii și producătorii și... Vezi, doamne, Ei interacționează și după aia afli ce au vrut. Îți rezultă. Ideea e că rezultă. Îți da. rezultă. Da, că, da. Tu nu, că tu nu trebuie să urmărești bunăstarea uh -huh. în sine ci bunăstarea e un rezultat inevitabil al faptului că îi lași pe oamenii ăștia să acționeze conform propriilor lor interese. Eu vreau pâine, tu vrei bani. O să faci o fabrică de pâine. Da, exact. Uite, dacă ai planificare, te gândești să duceau oamenii... Ce voiau oamenii? Pâine. Să duceau la pâine? Nu era pâine. Pare, poate, poate, pare ciudat pentru tineri, dar nu E multe nu, ori nu era, pâine. Era... Ce deci <coughs> bine, bine, te gândești la o multinațională, <coughs> am vrea interesul general, care multe E mare, știi? <laughs> <laughs> da, dar nu e așa mare ca societate. Da, apoi tu Adam ha. Smith e că, na, nu se gândea la să facă profitul lui. Nu. Asta era doar o chestie indirectă să satisfăcea preferințele. Asta, asta mi se pare că e un punct foarte tare, că ce există tu, Vali? Dacă te apuci să urmărești bunăstarea, N-ai cum. Nu o, -o, -o, -o e, e, e o chestie care e poți foarte... Libertarian. la libertarian. Nu nimeni. prin domnule vreau o bunăstare... Nu, nu, da. da, da. Dacă te pus să urmărești... Deci asta ce spun eu este dacă te pus să urmărești libe, uh, bunăstarea direct. Pentru că... La nivel de societate. La nivel de societate, da. la nivel de whatever. De ce? Pentru că nu ai cum, nici măcar nu ai cum să o determin. Uh -huh. Dar amite să vrei tu să... Sau ce... Piață. Sau ce în piață. în piață nu știi punctual. Da, da. Păi, E doar abstract. Domne, da. dacă îi lași liber, pe ăștia la să uite la tine. Asta este ceea ce spun, că bunăstarea e o consecință inevitabilă a bă, lăsării oamenilor să fie liberă, al sării pieței să fie liberă. Dar dacă tu ești guvern central, da, și vrei să urmărești chestia asta ca cel direct, într-un mod direct, să spui altceva decât am lăsat oamenii în pace și uite ce bine am făcut, ceea ce ar fi cel mai bun lucru pe care l-ar spune politicienii, apropo, dacă tu vrei să faci asta, păi nu poți. De ce? Nu poți să o definești. Pur și simplu, nu poți să o definești. E ca și cum ai spune, vreau, ca, vreau, să, vreau să fac prețul optim la... Gogoș, nu. Și zi, zici, îl scot din burtă, dă-l drag, după exact. ce se pun oamenii și calculează, nu știu ce, îl scot din burtă, că nu au de unde, nu au cum să definească El așa Ei, po ceva. Poate să-l definească, concret. dar nu-l definească corect. Nu da. zic abstract, poți defini, dar au respectarea proprietății milioare. Da, okay, cum reacționează interacționează yes. acolo, e treaba lor. Da, are dreptate, bani, concret nu știi. Ia. Yeah. Câți se vor face? Da. da, problema este pe aici, pun pentru bunăstare guvernanții este Câți pufuleți ar vrea românii mâine ca să știu cum să deține producția mâine? Just in da. time. Da. Deci <laughs> cam așa spun. Poți? Poți să o afli, să zicem, prin, eu știu, super is, aparat, pe calculator. That is, that is. Da. Văd uh, astăzi câți pufuleți au mâncat, știu și pe 7 ani în urmă zic mâine atâția. Ceea ce este o cunoaștere post factul, da? Uh -huh. Și nu știi sigur că ceea ce oamenii au vrut 7 ani în urmă vor și mâine. Ca să fie cât mai clar despre ce vorbește Gabi, este o problemă a calculului economic, mm -hmm. da? Dacă vă duceți pe un alt canal, o să fac ceva ce n-am mai făcut vă trimit. Ah. Vă trimit pe canalul Institutului mizes.ro O să găsiți o prelegere acolo, ținută de Rosolino Candela și moderată de, bă, de profesorul Aligică, în care vorbește fix vreo două ore despre, pro, despre felul în care nu o să rezolve tehnosocialismul și ai problema predicției de care vorbea Gabi mai devreme. Ba uite, mă gândeam acum la lumea, o să zic că cu rezolvi. Ar putea ca ai ul să Nu rezolvi. Tocmai asta e ideea. Nu rezolvi. Mergeți, căutați pe aia, nu rezolvi nici cu S-ar putea S-ar putea, putea, să rezolvi cu ai Câteva chestii marginal Deci s-ar putea ca unii oameni Să fie foarte mulțumiți Cu ce pre prezice ai Că le trebuie lor Și să folosească servicii de AI Și să le pice uh, Para mălăiață Ca s-a ocupat ai -ul. Ok, sunt costuri, costuri de tranzacționare mici din cauza că e ai whatever. Da? da, nu știe ai o asta. Dar ai nu știe. Provocarea lui AI, nu știe prețul, nu poate absorbi cunoașterea tacită, știi? Exact. Nu poate traduce, știi? Ba chiar deci, o... prin definiție nu se poate Eu voiam știe. să plusez alte chestii. S-ar putea să, să, rezolvi cu ai un nivel oarecare de lucruri pentru unii. Totuși, oameni, Dorințele fiind nelimitate, o să apară alte chestii pe care nu o să poată să le facă ai. Nu, dar nu o să poată să facă nici chestia asta. Adică nici ea... pâine și covriș nu poate da. să... O, singurul da, lucru poate singurul să lucru, să lucru și pe eu care... pâine și covriș. Problema <laughs> e că dacă ai un pattern stabil, <laughs> eu da, am mâncat aceiași covrigi de... Nu știu. Ce? Să satură. Nu e asta. O spune haide, nu e asta problema. problema. Problema e libăta neagră când se schimbă preferințele. Uh -huh. asta ei nu mai știu. Uh -huh soluția la care a fost? Păi, nu știu. Deci, păi... singurul, lucru, singurul lucru pe care ai ar putea să-l rezolve în felul ăsta este doar serviciu, doar să ofere serviciu în sine pentru oamenii care își doresc așa ceva. Deci, sunt niște uh -huh. oameni, e o categorie de oameni, care nu vor să ia nicio decizie toată viața lor. Și se mulțumesc cu orice. Acum, asta este o categorie, da? Dar pe pe toți, nu o să-i rezolve ai -ul. Restrângem categoria mm -hmm. la oamenii care se mulțumesc cu orice decizie mm -hmm. luată în numele lor atâta vreme cât n-au luat-o ei. Păi ăștia poate să-i ajute, AIU, yes. dar ăsta este un serviciu. Yes. Nu rezolvă nici problema calculului economic, nici nimic altceva. Ăsta este un serviciu pe care AIU ar putea să-l ofere. Dar asta e tot. Mai mult de atât, nu se poate. Mi se pare că folosește chestia asta când vine cineva și zice, nu e adevărat, o să prezică că ai eu de toate. Tu, dacă îi zici doar principiul economic, o să zic, a, mă, ne, ne, lași cu chestiile învechite. Bă, când dacă îi spui chestia asta punctuală, ia zi, zi tu ce o să rezolve. Eu întorci lui. Și atunci o să lovească el exact de ce a zis Vali. Păi o să prezică. Pentru toată lumea? păi da, nu, asigur, pentru bă. Da. Nu, 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 nu. că el e atât de prost și nu știe ce înseamnă de fapt aiu și nu, nu înțelege care e problema calculului economic. Că nu s-ar da să se uite la une, o, o, prelegere de două ore ținută de doi profesori universitari pe niște teme care vorba aia sunt rostogolite de 50 de ani. Mai mult. Da? Mai mult decât am eu. De 50 de ani sunt rostogolite, poate chiar mai mult. Naia. Păi deci, și când apărăsa calculatoare de zi la... bineînțeles, that's the point, that's exactly the point. <laughs> nu, no, adică, uh... Bun. Nu Și după aia o să fie, stai că lumea aiul și îl combinăm cu calculatoarele cuantice. Ei. Și vai să vezi ce... Nu! Nu! Problema e una structurală, definitorie. Puneți mâna și uitați-vă la nenorocirea aia de videoclip dacă o carte nu vreți să citiți. Păi ce să citești? Că înțelegi mai bine dacă ți explică cineva. 12. <laughs> Efectele secundare ale lui Hazlitt. Consecințele Toate lucrurile pe termen nevăzute. lung, care sunt ignorate în favoarea consecințelor pe termen scurt aici face referire la cartea lui Hazlitt, pe care o avem și noi pe canal, un playlist întreg, economia într-o singură lecție. Unde citim, citim cartea. Și care e, care e, e povestea? Adică că... tu, teza... Când vine un, un politician să propună... Aici e, e vorba, în general, se referă la politică, se referă la policy. Atunci când vine un politician, zice, domne, eu vreau să trăiască oamenii decent. Hai că e una care e la îndemână, că tot mai vorbim de ea. Vreau să trăiască oamenii decent. Salariu minim. Băgăm salariu minim. Păi da, dar pe termen imediat îți creează șomaj, pe termen lung îți schimbă structura de producție, poate să screeze dacă nu ai progres economic, un, de, un o pătură prinsă în șomaj pe termen lung, am discutat toate chestiile astea chiar în episodul trecut când era vorba de altă carte. Și ideea de bază este că oamenii în viața lor personală în care sunt proprii întreprinzători uită uneori sau nu au învățat sau nu știu ce se întâmplă ce speră că se ocupă altcineva uită să se uite, sau mă rog, e greu. E greu să, știi că e greu să faci predicții, mai ales despre viitor. Uh, și oamenii nu pot să își imagineze ce o să întâmple. Și o să zic că da, ce, dacă mă droghez un pic azi. Mare lucru. Dar putea să nu fie mare lucru. Dar, dacă te uiți pe termen lung, ar putea să fie mare, mare lucru. Și așa și în, în economie. Deci, în lucruri compuse, ai oameni care iau hotărâri pe, pe termen scurt, fac tot fel de prostii pe termen scurt, după aia te de ce nu a mers societatea, economia? Dacă în cazul omului care bea alcool sau consumă droguri este preferința lui de timp de consum o face pe cheltuiala lui, în cazul politicienilor uh -huh. e cu banii altora și pe timpul altora și pe resursele altora. Pe nervii. <laughs> pe nervii altora, <apuna>, da. <laughs> Adică din punct de vedere anarhocapitalist, nu ai ce să îi reproșezi celui care are o preferință de timp mai scurtă față de o preferință de timp mai lungă. Dom'le, eu prefer să la 30 de ani să ard ca o flacără puternică, nu ca... Da, ai, sublin... ai, ai zis foarte bine. Deci fiecare poate să-și ia niște mai bine hotărâri. 10 ani. Cum Mai bine 10 ani corp decât o stăcioară, ceva de genul ăsta. <laughs> deci poate să-și ia hotărâri pentru că o să ducă responsabilitățile, pe când politicianul ia hotărâri pe termen scurt și toate oalele să spargă în capul altora de normă. Uite, nu de costuri Da, nu suferă costuri. De exemplu, avem măsurile când vin alegerile, că tot o să avem o altă tură de alegeri acum, da? Creștem salariile. La cine? La toți. La profesor, la doctor, la nu știu Și vine lumea și spune, bă, n-ai buget pentru așa ja ceva facem rost de buget, creștem, dăm legea, creștem salariile, facem nu știu ce. Doi ani mai târziu vezi că ai făcut inflație sau ți-a crescut grad de îndatorare ca să plătești salariile respective. Na, te-a zis cineva la vremea respectivă asta, dar pe termen scurt, pe termen scurt, din punctul ăsta de vedere, politica e un drog. Banul ieftin e un drog. De ce e ieftin? El doare în fund pe politician dacă să împrumută țara, dacă printează bani sau nu știu ce. Nu are pentru el fix nicio chestie. El oricum ia primul, suge din valoarea lui cât, cât, poate și chiar are de câștigat din punctul ăsta de vedere. E structura asta de, de stimulente, de deci Ciolac într-un fel își administrează -și. covrigăria lui unde suportă costurile dacă ia deci, decizii greșite, nu ghicește niște preferințe asta unde e premierul, unde nu suportă costurile. Deci nu poate să... Bun, să Prată... aia. A, și vreau să zic asta, deci nu doar din scurt, timp lung, ci și grupuri, grupuri particulare da. versus interese majoritare sau societate ca întreg. Știi? Că ai zice, a, uite, au crescut salariile la profesori. Ok. Dacă okay. te uiți doar la profesori, e bine. Sau dacă ești profesor, <laughs> te uiți și la aia care, care sunt rați. ca să fie plătiți profesorii, nu e. Profesorul zice, uite-te la toți și pe termenul. Asta e lecția. Asta e un economist bun. Nu te uiți. A, stai puțin, că mi-a mi crescut da, salariul. Păi cu ce a crescut. Ok, Așa dacă mă doar la tine, o decizie bună creșterea crești Da, Dar dacă mă la toți și, și la aia și din privat, care sunt curați, de zi e o decizie E, zi 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 e inversul la -ă, chestiile gratis. Acolo... Da, da orice. Uh -huh. Deci când unul laudă un social și uite, altă chestie gratis. Nu. E bună pentru, nu știu, ăla de care a luat lucrarea la o, o stradă. pentru ea care o plătesc, nu e. Din punctul ăsta de vedere și la Hazlitt discutam de chestia asta și atunci când ai inflație datorită efectului Cantio, cum se, aproa, cum se absorbe inflația în prețuri, unii au de câștigat pe urma inflație, unii au de pierdut net, pierdere netă. Dacă vorbim de protecționism, a da, introducem, facem importurile de roșii mai scumpe ca să nu mai avem roșii din Olanda, să avem doar roșii din România, da? Ce o să se întâmple? Păi, unul la mână, că am vorbit mai devreme să-i rosești pământul, că puteam să avem, uh, nu știu, e, fructe pe acolo, în afară de roșii, doi la mână, au de pierdut consumatorii că plătesc prețuri mai mari, da? Și ce se întâmplă? Sunt joburi și produse care nu sunt create pentru că banii în loc să banii care ar fi rămas în plus, dacă cumpărau roșiile alea ieftine din Olanda, acum nu mai sunt. Sunt, dus duși altundeva în, în industrie. În bani, în buzunarul român. La, producător, da, la producătorul da. român. Deci tu când analizezi protecționismul, nu tu ești doar la producătorul român. Aolo, păi stai păi țin, tine. am interzis. Păi așa au crescut, au explodat producătorii români. E și consumatorii? Nu e nenorșit. Și, și nu numai, dar au explodat poate producătorii români de roșii. Dar producătorii români de castravezi, de cartofi sau de alte chestii care ar fi putut să-și ia un avânt acolo unde România tocmai ar fi avut, că asta ar fi tragedia. Lucrurile unde sunt penalizat, lucrurile care sunt penalizate prin intervenția statului sunt tocmai alea în care chiar ar exista un avantaj comparativ. De ce? Pentru că surplusul da, de economii se duce întotdeauna către direcțiile de ești dezvoltarea ești de produse noi. De ce în România avea pământ bun de castraveți? Dar tu la castravete câștigi un euro. Dincolo o subvenție nesimțită la roșii. Te duci tu la roșii, că asta e... Oamenii reacționează la stimul, așa am început discuția. Da. Exact. Uite, avei tot exemplul ăla cu... Primești fonduri dacă faci ouă de găină, dacă faci ouă de repeliță sau ce erau, nu primești fonduri te gândești, păi las că fac eu, o, fac eu o de prepeliță, pur și simplu. O să fie scumpe că eu n-am primit subvenție, fonduri. Și dintr-o dată, toate, piața e distorsionată, că toată lumea face unde să primesc fondurile. Dar unde vreau eu să ajung este, păi trebuie fonduri, nu vreți, Creștere, nu vreți progres, altfel n-ar s-ar întâmpla progresul ăsta. Uite, e o injecție de capital. Da, în altă parte unde nu au fost făcute injecții de capital, cum a ajuns să fie capitalul ăla acolo? Nu o să răspundă, nu există altele. Nu există altele, da. Și ce s-ar putea să, să nu-ți vină capital aici, pentru că ai avea, fix aici la noi, ai avea niște uh, condiții destul de propice. Ai salarii mai mici decât în vestul Europei. Ai uh, mână de lucru care ar fi existat aici. Da, mă rog, bine că au învățat alte lucruri. Um, dacă nu erau reglementări idioate, poate că ar fi venit capital străin și ar fi investit și ai fi avut și ouă normale și ouă de prepeliță fără să trebuiască fonduri. Să te dai peste cap și să faci frumos la... Uh, Verificarea fondului tralala. Și ca să încheiem, că ne-am mm. întins destul yes. de mult, ca să încheiem, spunem așa, dacă la di discuția inițială a fost că, că motivarea a împinge comportamentul oamenilor în, în anumite direcții sau altele, consecințele neintenționate despre care vorbeam aici nu sunt neapărat din domeniul policy. Ala ne doare cel mai mult, dar ideea e că ele pot fi observate și la mai jos, da? Și de exemplu, următorul, următoarea situație. O profesoară de clasa 1 din West Virginia avea o problemă cu faptul că elevii își pierdeau creioanele. Scriau cu creioane, dar le pierdeau foarte des și veneau să mai ceară un creion, să mai ceară un creion. Ea s a gândit așa, domne, dacă le dau 10 cenți pentru fiecare creion folosit, adică o cățică de creion mai rămas atâta din el, da? dacă le dau 10 cenți pentru fiecare creion folosit, o să-i motivez să nu mai piardă creionele. Da? Și a descoperit cu stupefacție că se făceau cozi la ascuțitorile electrice ca să consume creionul până la mărimea la care să îl dea să primească 10 cenți. Surpriză, consecințe neintenționate. Pentru Pali Berceanu, <gri> Alexandru Chiriac, Costel Stavarache, eu am fost Gabi Munteanu și cu toții am fost în Dodi. A, a fost și Foster prezent în emisiune. Vă mulțumim. Dorim, da, vă mulțumim pentru răbdare și vizionare și vă vorbim libertate, că e mai bună decât toate. A, și? Rădească se termină. Scrieți-ne jos în comentarii pentru emisiunea 200 despre ce filme și cărți ați vrea să vorbim de cărți populare sau filme.